Deși Gorbaciov fusese mințit legat de extinderea NATO și deja știa. Uniunea Sovietică, așa cum o cunoșteam noi ca structură statală, deja în 94 dispăruse. Iar rivalitatea dintre noi și țările din jur, totuși, domnul Talpeș, în această rivalitate, până în 1989, consta într-o apropiere mult mai mare de puterile strategice decât o aveau Ungaria sau... De ce nu s-a mers și la noi pe această retragere amiabilă, cum descriați la celelalte țări? Între 1981... Nu, 1972. Dacă vreți, am să vă dau niște acte aici, niște lucruri pe care după ce le veți citi, veți înțelege. Cum s-a luat ordinele de la Moscova, cum s-au dat ca aceste state cu care eram împreună, pactul de la Varșovia, să urmărească în mod special atitudinea și acțiunile României. Să întrerupă orice colaborare pe linie de informații cu România. Ei, tocmai ostilitatea între noi și Moscova nu ar fi trebuit să înlesnească, să ușureze topirea gheții. Acum dacă vă las, m-aș gata. Fi lăsat, atunci ajungeam. Și începând mai ales cu 1984, când s-a publicat primul studiu al lui Pacepa, Ledin și Pacepa, și apoi 1985 și 86 cu apariția cărții, a început această răsturnare de imaginea României în materie de servicii. În Statele Unite s-a creat un curent foarte bine susținut de niște personaje care au rămas până la urmă lângă Pacepa și care a căutat să discrediteze absolut, să demonstreze că practic cel mai supus... Asta, eu nu știu de ce spuneți așa ceva, că noi am făcut așa ceva. Că noi am făcut ce? Că noi am fost cei mai depărtați de Moscova, că noi am... Nu, a fost o imagine, cum? A fost o imagine între 68 nu, eu cred. Și fuga lui deci, Pacepa, deci 78. Hai mai adăugăm cei 3 ani în care nici ei nu erau convinși exact. De Pacepa. Așa. Și deci, ajungem la 81. Eu cred că ce ați spus este așa. Acesta a fost adevărul. Ce vreau eu să vă spun... Ostilitatea dintre noi și țările din jur, așa cum o descrie și dumneavoastră, și abia aștept să citești și documentele pe care le aveți dumneavoastră, și o să-mi schimb sau o să-mi completez sau o să-mi confirm idei, dar ostilitatea cu țările care făcuseră pași înspre NATO mai rapizi decât noi era tocmai pentru că ei aveau o apropiere mai mare de Moscova, iar Nicolae Ceaușescu le inspira neîncredere liderilor de la Kremlin. Sunt total de acord cu ce spuneți dumneavoastră, dar eu vă spun că dacă îl citiți pe domnul Pacepa, este total altceva. Dumneavoastră spuneți că domnul Pacepa în Statele Unite a schimbat această imagine. Da, sigur. Asta adică voiam, a făcut o Românie ostilă Statelor Unite și care... Absolut. Și că este cel mai devotat susținător al Moscovei. Și că este folosită România ca... Ca un cal troian. Cal pentru... troian în tabăra occidentală. Exact. Deci reținerea Statelor Unite de a ne primi și pe noi în primul val au venit de la asta a fost construcția lui Pacepa ostilă României. În parte e așa. Mai există ceva. Începând cu 97 s-a ajuns la un nivel foarte înalt a relaționării Moscova-Washington. Și atunci a trebuit să găsit un acar pe un. Și pe fondul acestei dezvoltări de imagine negativă a României s-a găsit și acarul pe un care a și fost pus să plătească. Iar acarul pe un a fost România. De ce nu înțelegem chestia asta? Aici, într-adevăr, Pacepa a fost cu niște rezultate extraordinare pentru că le-a furnizat celor care susțineau această chestiune argumente părelnic irefutabile. Păi dacă ăsta nu știe care a fost în familia lui Ceaușescu, dacă ăsta nu știe că a fost... Da? Ori toate astea sunt false. Ba, nu zic că sunt false chestii cu femei, cum mai știu. Păi asta înseamnă că Pacepa fie a avut el un concept și a mințit, fie că a deservit un interes al altcuiva decât a României și a Statelor Unite ca să inducă în eroare Statele Unite. Acum vreau și să-mi completez cunoștințele de ocazia. Dați-mi voie să mai completez ceva.
acum interesele Statelor Unite intraseră într-un alt nivel de abordare, acela de înțelegere cu Moscova. La Moscova era Gorbaciov, acum Gorbaciov deja se arăta pretabil. Era de mult Gorbaciov față de momentul... Păi, nu, dar mă refeream la 71, 80, 80, începând cu 78. Înțelegi mai greu cu Brejnev decât cu Gorbaciov. Exact, deci și nu numai, și cu urmașii lui Brejnev, nu? Au fost încă doi, nu? Cu care nu s-a putut discuta sub nicio formă. Ori aici, odată cu Gorbaciov, lucrurile s-au schimbat, să fie foarte clar. Începând cu 1985, s-a intrat un alt făgaș. Ori... Și în 86 era un pic de schimbare legat de România, vă amintesc. Acum, sincer, eu niciodată nu-i spun taximetristului Dumă Vasile Milea. Caut mereu o altă denumire. Dar în 86, Vasile Milea intră în clădirea Pentagon. E primit în Statele Unite. Bun, beneficiind de invitația care fusese adresată lui Constantin Olteanu, dar îl schimbase Ceaușescu. Pot să vă spun că Constantin Milea era Vasile Milea era mai bine privit în Statele Unite decât Constantin Olteanu. Dar asta e altceva. Avea mai puține legături cu politica? Sau? Mai puțin. El nu venea pe filiera aceasta politică de partid, etc. Și era considerat... Totuși, 1986. Da. Ei, păi, firesc, știți... Clauza Națiunii, cele mai favorizate. Este, știți, nu, dar, că n-aveam, în 86 nu mai era. Deci, unde... Dar 93, adică înainte de 1994, totuși ne-o reacordaseră. Cum să ne-o acordă? În 93. Nu ne-am reacordat. În 93 n-aveam nimic, ne duceam vorba, eram singuri dineți care n-aveam. Dați-mi voie să verific în timp ce îi explicați și lui Dorin. Dan. Da. Nu, vă că voiam doar atâta să mai spun. Da. Noi greșim când privim Statele Unite ca în România. A decis Ceaușescu, a decis Riga. Nu e adevărat. Acolo funcționau toate instituțiile. Acolo o astfel de vizită la nivel ministru al apărării în Statele Unite fusese convenită cu 3 ani înainte. Deci astea se desfășurau. Aveau nu numai un desfășurător, ci și vizau ceva. Numai că începând de atunci, eu pot să vă spun ceva ce foarte puțin cred că mai știu despre ceva. Chiar atunci când s-a început să facă acea proiecție a inițiativei strategice cu chestiunile, capabilitățile Statelor Unite de a lovi din cosmos, care până la urmă a convins la Moscova anumite cercuri că pierduseră această cursă, păi în România, în 1988, a venit la CECIA cu cerere directă deschisă către Ministerul Apărării și, bineînțeles, nu numai Ministerul Apărării, aici era vorba de președintele României, ca să prezinte filmul cu demonstrația respectivă. Ăsta era iar un joc strategic. De ce? Pentru că se știa că acolo, pe lângă cei care nu vor spune despre ce e vorba, vor fi și alții care vor comunica despre ce e vorba cu acest material de distrugere și de anihilare a adversarului. Și eu am văzut, eu am participat acolo. Era o chestie cu totul și cu totul de neimaginat pentru noi care gândeam încă lumea aceasta printr-o confruntare clasică maximum extinsă la o lovitură nucleară. Acolo era cu totul altceva, era asta a stat la baza războiul tuturor stelelor și cursa în care Ronald Reagan a atras economiile URSS și le-a sufocat. Asta e un film în care participarea noastră, oricât de drag mi-ar fi Dorin Prunariu, de exemplu, participarea noastră nu putem considera chiar pentru asta a fost de spargere de nori. Nu asta a fost. Problema a fost alta. Trebuia să se demonstreze că ei sunt capabili să învingă Uniunea Sovietică. Și atunci a venit, suntem singura țară socialistă de la data aceea, deci în 88. Acum vă mai pot da o chestiune. Abia în mai 1989 s-a hotărât ca România să fie scoasă de pe lista, de pe locul 1, dintre favoriții Statelor Unite, dintre statele socialiste sau membre ale Tratatului de la Varșovia. Și atunci România a fost scoasă
președintele Statelor Unite și ministrul, secretarul de stat a decis asta și trecută pe ultimul loc. Da, vreau să, pentru că ați adus vorba despre Pacepa, vreau să vedem, săptămâna trecută, avocatul lui Pacepa a intrat în legătură directă cu noi și a făcut niște afirmații. Aș vrea să le revedem și după aceea să ne întoarcem în platou cu domnul Talpeș cu răspunsurile. Din cauza lui Talpeș. De ce, domnule Dancu? Adică cum din cauza domnului Talpeș? Ce a făcut domnul Talpeș? Pentru că domnul Talpeș la vremea aceea era consilier prezidențial, dacă nu mă înșel, nu? Da, era șeful securității, da? Era consilierul prezidențial al lui Ion Iliescu. Iar Talpeș, când a primit dosarul personal de la Curtea Supremă, l-a ascuns președintelui Ion Iliescu, l-a ținut luni de zile pe tertipuri judiciare în sertarele președinției și numai după ce ambasadorul Ducaru de la Washington l-a anunțat pe Ion Iliescu că presiunea americană crește semnificativ și că partea americană este nemulțumită de nerespectarea unor decizii ale înaltei curs de casație și justiție, președintele Ion Iliescu m-a convocat la Cotroceni și în prezența sa s-a adus dosarul generalului Pacepa, moment în care a constatat că generalul Talpeș fusese direct implicat în nepunerea în aplicare a hotărârii Curții Supreme, a fost înlocuit, destituit, a venit odică altă noi în locul lui Talpeș și din acel moment dosarul a început să curgă, da, astfel încât s-a dat drumul la toată aplicarea. Dumneavoastră, în calitate de avocat al lui Pacepa, ați avut vreo convorbire directă cu domnul Talpeș? Evident, nu una, față în față, ci trei. Și ce v-a spus? Talpeș m-a asigurat că atâta vreme cât el este general, acest general Pacepa nu va primi niciun drept din hotărârea judecătorească. Și ca să știți de ce, să spunem direct, așa ca un secret, au trecut anii, generalul Talpeș trebuia în 1978 să plece la specializare în Statele Unite. Datorită fugii lui Pacepa, Ceaușescu a oprit toate studiile și tot ceea ce însemna pregătirea de carte în Statele Unite care îl privea pe Talpeș personal. Și Talpeș mi-a pus o mie direct. Una din frustrările personale a lui Talpeș a fost că datorită momentului trădării lui Pacepa, el n-a mai putut să plece la studii la pregătire. Da. Domnule Talpeș. Da. Ați auzit ce a spus avocatul domnului Pacepa? Ce aveți să-i răspundeți? Cum s-a întâmplat atunci? Păi, haideți să o luăm. În primul rând, haideți să o luăm de la început. A zis că atunci când a plecat Pacepa din țară, dumneavoastră ar fi trebuit să plecați în America la studii? Este real. În septembrie, pe data de 10, eu ar fi trebuit să plec pentru o bursă de 6 luni în Statele Unite. Și din acest motiv îi purtați pică lui Pacepa? Așa ceva e de circul lumii. Dar în fine, haideți să trecem. S-ar putea că există oameni care n-ar fi uitat așa ceva, nu? Nu am mai fost în Statele Unite. Andrei, te rog să intervii, că tu cunoști cel mai bine acest subiect și pentru că ați spus că ați fost pe căi diferite, vă rog. A blocat punerea în aplicarea dosarului. A dosarului, da. Dați-mi voie, că aici e cu totul altceva. Așa. Deci decizia s-a dat în 99 de către un tribunal din România, privindu-l pe domnul Pacepa. Atunci când s-a dat această decizie, este adevărat. Eu am făcut o declarație publică că dacă Pacepa e general, Ion Talpeș nu mai poate fi. Am și publicat acele 10 puncte în care arătam diferența dintre ce a făcut Pacepa și ce am făcut eu până la data aceea. Ori era evident că noi nu putem să fim nu colegi, nu putem să slujim aceeași țară pentru că slujisem cu totul și cu totul alte lucruri petrecute pentru țara respectivă. Dacă vrea cineva, poate să uite și amintirea asta pentru mine e ușor dureroasă. Deși am dat la toate ziarele declarația mea, doar Ion Cristoiu a publicat-o. Dar în fine, se găsește în ziarul la care domnia sa era șeful, redactor șef. Mergem mai departe. Deci din 99 până când eu am revenit la Cotroceni și asta a fost pe data de 24 decembrie 2000, deci au trecut 2 ani. Eu n-am văzut niciodată dosarul Pacepa. E o aberație să susțină așa ceva. Sau l-au mințit pe domnul Dancu. Da, ați avut discuții cu domnul Dancu față în față? Da, am avut. Și ați spus că... Și eu i-am spus că pentru mine Pacepa este cu totul altceva, dar eu mă supun oricărei decizii a unei instanțe în România.
Deci n-a fost niciodată. Și a fost schimbat din cauza asta cu Rodica Stănoiu, că așa sugera domnul Dan. Păi cum să fie așa? Am mai povestit-o aici într-o emisiune, că am fost la Bruxelles când mi s-a spus că dacă nu preiau... Să preluați, niște, să fiți premier. Și atunci am venit, în România și Ion Iliescu, după ce i-am expus asta, m-a trimis la Anastase ca să discutăm această chestiune. Da, ați povestit lucrul. Așa ați devenit vicepremier. Andrei. Da, eu mai multe întrebări cu permisiunea domnului general Talpe și ajunge și la Pacepa, și la Fantome, și la Curțăptu. Și de ce mai sunt? Păi nu, fiindcă nu. Păi nu, nu, nu. Vă pun întrebări scurte și... Dană, te rog să-ți pregătești și tu întrebările. Întrebări scurte și răspunsuri scurte. Deci, domnul general Pacepa, domnul general Talpești, te bântuie fantoma. Așa, da. Fantomele, fantomele. Ați povestit că 1993, ca să fiu, să, și cei care se uită să înțeleagă exact, 93 mergeți în America, vă întâlniți cu șeful FBI, da. Vi se solicită lista de fantome și acoperiți aici, nu e foarte clară diferența, dacă sunt... Numai fantome. Nu, n-a fost vorba de acoperiș. 55 de fantome. Pentru că aceia nu intrau sub nicio formă într-o chestiune care nu s-ar fi executat ordine. Ca să fim scurți. Deci numai fantome. 55 de fantome. Mai apoi, nu 55, sub nicio formă. Câte au fost? Nu mai știu exact. Aici vă poate răspunde Biriș și cu cei de la direcția respectivă, pentru că ei mi-au dat pe listă. Dacă domnul Biriș dorește să intre, dumneavoastră a spus că motivul pentru care ați furnizat această listă a fost ca noi să intrăm mai repede în NATO, să ne apropiem de ei. Am să începem negocierile. Noi nu aveam nicio negociere. În timp ce ceilalți deja erau cu reprezentări la Washington, cu tot ce vreți. De acord. O să se uite pe lista pe care îi dau excelența așa și va vedea când pentru fiecare s-a deschis. Așa, deci în orice caz, noi nu eram nici și la ei ultimii. Știți cine au fost ultimii? În 92 a fost serviciile foste sovietice, sau încă sovietice. V-am mai întrebat, dar nu mi-a răspuns foarte clar. Vă rog. A spus că n-ați avut acordul XAT pentru a furniza această listă, dar ați avut acordul președintelui României? Da, eu i-am raportat președintelui României, care mi era șef. Înțeles. Ba chiar mai mult, domnia sa era la Washington atunci când, după ce eu am avut întâlnirea cu șeful FBI-ului, a doua zi dimineața, la micul dejun, l-am rugat să ne primească pe mine și pe șeful FBI-ului și să-i prezentăm situația. Asta era întrebarea, de fapt. A fost un acord verbal sau scris? Verbal. Verbal. Ok, fiindcă mulți spun că pentru predarea unei asemenea liste, acordul verbal nu era de ajuns. Sunt și eu de acord. Ei știu asta. S-a mai întâmplat încă. Dar și... într-o singură direcție. Dar mă rog, spuneți. Mă rog. Ce spunea domnul Harnagea săptămâna trecută? Dânsul spunea în felul următor. La sfârșitul 98, începutul 99, s-a primit acel acord pe care îl dădeau serviciile secrete germane BFV și dânsul a mers în America și a fost primit de șeful CIA. Nu. Nu ar fi fost această chestiune. Eu dumneavoastră, nu știu. De ce nu ați fost primit de șeful CIA? Eu am, deci, pentru că eu nu rezolvasem încă chestiunea. Păi n-ați dat lista 94? Nu e atât de simplu. Pentru că ceilalți trebuie să se convingă că este așa. Deci trebuia acordul ăsta, mă rog, când a venit el 98-99 de la nemți? Eu cred că și americanii, ca și toți cei care sunt profesioniști în materie, așteaptă până la urmă o schimbare. Nu contau oamenii aici, ci conta dacă guvernul nou instalat confirmau decizia celuilalt. Ori aici nu s-au înțeles lucrurile în România, că uneori era absolută nevoie de schimbare pentru ca celălalt să înțeleagă că lucrurile s-au petrecut pe calea care fusese negociată. Domnule general, da, vă rog. Cine a dat dosarul Hernieu? Cum? Cine a dat francezilor dosarul Hernieu? În prima fază, domnul Caraman. Și în a doua fază? Mea. Ultima dată, eu. A, dumneavoastră. Da. Eu l-am dat, sigur. Știți deranjul care a fost la Paris? După ce s-a dat dosarul După Hernieu? Ce le-am dat eu dosarul, n-a mai fost niciun deranj la Paris. Când l-ați dat dumneavoastră? L-am dat în februarie 1997. Și dacă vă uitați, n-a mai fost nimic. Pentru că mi-am dat seama
că se juca pe România din nou pe o chestiune care efectiv n-avea o relație directă cu România la nivelul acela de abordare strategică. Dar deranjul acesta de care am pomenit eu a început cândva când dumneavoastră erați la începuturile mandatului la SIE. Da. Da? Dar asta e cu totul altceva. Păi, nu, eu vă întreb, nu vă acuz, nu vă fac niciun proces de intenție. Nu, dar și eu v-am răspuns, asta e cu totul altceva. Eu consideram ca un om care a venit, cum s-ar zice, din noapte spre zi la SIE, fără niciun fel de informație în materia respectivă, că este ceva care mi se raporta mie. Dar 96, știți, Hremiu a murit. Știu. Păi m-ați întrebat de 93. Că atunci eram, că atunci a început. Haideți să vă răspund la 93. Da, să punem etapele, da, în ordine. Da, vezi, m-am răspuns la 93. Habar n-aveam de Hermie. Nu? Și atunci, bineînțeles că am crezut ce mi s-a raportat. Mai mult decât atâta. Eu i-am aprobat domnului Caraman să plece cu dosarul, crezând că se închide cazul. Pentru că așa mi s-a explicat. După aceea am înțeles eu despre ce e vorba. Că era un joc de șulfărie, cum s-ar spune. Al cui? Al domnului Caraman, bineînțeles. Care voia să arate francezilor că încă are acces în zona unor jocuri speciale, ba chiar mai mult că de domnia sa ține apariția unor informații sau blocarea unor informații. De ce spun asta? Primesc de la telespectator următoarea observație. Vorbiți între dumneavoastră. Da, exact. Explicați ce este cu acest dosar, ca să înțeleagă despre ce e vorba. Deci, ca să explicăm, Charles Hainu, ministrul apărării al lui Mitterrand și bunului prieten, începând cu 1982, de altfel, a murit în 96. Ei erau prieteni din anii 60, de când erau tineri socialiști. Chiar mai început. Și domnul Hainu se spune, n-am nicio dovadă, că a fost agent bulgar, român și sovietic. E. Și că SIE ar fi dat în 93, prima parte francezilor, dosarul, iar varianta care o știu eu și vă rog să-mi o confirmați, la vremea aceea François Mitterrand a fost foarte supărat și și-a anulat vizita în România. Asta a fost motivul real. Nu e adevărat, asta e cea mai mare... Nu v-am întrebat. Vizita... El făcuse vizita în România, deci nu e nicio problemă în 93. Deci, nu numai atâta. Am fost într-o vizită cu domnul Iliescu la Paris, deci în prietenie își schimbase poziția. Și de ce s-au supărat atunci? Poftiți? De ce s-au supărat francezii? Păi s-au supărat pentru că își dădeau seama că e un joc. Dar nici ei nu puteau să înțeleagă în ce constă jocul până la urmă. Nimeni nu și-a putut imagina că cineva face pentru el treaba asta. Și că bagă într-o asemenea chestiune chiar o țară. Știți care... Ei, în 96, eu am înțeles când am văzut că din nou se lansează cu duritate această chestiune după ce el murise. Păi atunci s-a publicat în presa franceză. Așa, când am văzut că mi-am dat seama că e mult mai profundă situația. Și atunci am cerut dosarul. Și am văzut că, de fapt, nu este dedusă de cu nici măcar acea, cum să zic eu, acele foi cu concluziile dosarului, care erau cu adevărat evidente privitor la ce a fost și ce n-a fost Hernio. Și atunci am cerut domnului Constantinescu, m-am dus cu dosarul la el și am spus, domnule, dacă se continuă așa, atunci noi ajungem iar într-un joc de aberant. Pentru că și atunci se juca ceva. Exista un grup care încerca să readucă la SIE pe domnul Caraman. Există dosarele cu ascultările respective la SIE. Cine încerca să-l aducă pe domnul Caraman? Un domn care a fost aici a trei emisiuni. Colaboratorii domniei sale. Cine? Adică generalul Silinescu, generalul Ciobanu, alții din azi care mi-au făcut... V-au făcut dumneavoastră dosar. Exact. Au spus... Mă bucur că ați punctat asta, da. Pentru că ei v-au acuzat că ați protejat mafia arabă. Și nu numai. Apropo de generalul Ciobanu. Asta, iar e o întrebare. Generalul Ciobanu, păi, care a fost șeful contraspionajului din SIE. Da. Să știi că mi-am pregătit și eu întrebări și mi-au și domnul Iacob și Dan. Vă spune ceva domnul Giotoiu și domnul Boroi? Vă spun... Da, sigur.
Știi ce afirma ceva? Nu, Andrei, stai un pic. Trebuie să explicăm telespectatorii că dacă știi doar tu despre ce e vorba, telespectatorii nu o să înțeleagă. Domnul Ciobanu, șeful adică contraspionajului... Explică despre cine e vorba, deci, ca să înțeleagă. Am mai vorbit de subiectul ăsta. Domnul Ciobanu, șeful, Dumitru Ciobanu, șeful contraspionajului din SIA, a făcut un raport președintelui Emil Constantinescu în care l-a acuzat pe domnul Talpeș că ar fi luat nu știu câte milioane de la nu știu cine, că făcea niște afaceri. Că are o relație apropiată cu domnul Tender, cu Frank Timiș, că ați favorizat... Că acești doi domni ați favorizat, o secundă, ca să înțeleagă telespectatorii, ați favorizat mafia arabă de la București, era vorba și de Omar Haisam și de Zaher Iskandarani, au existat acele interceptări în care Zaher Iskandarani a discutat cu generalul Suceav, șeful poliției la acea vreme, în care îi spunea care că... falsificat. În care... Cine le-a falsificat? Ciobanu. Domnul Ciobanu. Mai departe, da. Deci eu spun telespectatorilor care au fost acuzațiile la adresa dumneavoastră și dumneavoastră acum să răspundeți dacă sunt adevărate sau nu aceste acuzații. Așa. E cel mai simplu și vă mulțumesc că mi-ați dat această șansă. Domnul Constantinescu cunoaște tot cazul. M-a invitat la domnia sa, că eu n-aveam de unde să știu ce raport i-a făcut Ciobanu, ce raport i-a făcut Silinescu, fii iertat și acesta, ce raport i-au mai făcut încă doi generali. Cine? De acolo, nu mai știu numele. E, nu știți, știți sigur, spuneți-i doamnă, cine. Doamnă, când vă spun că nu le mai știu numele, vă rog, credeți-mă. Am înțeles, nu vreau să le spuneți, ok. Nu știu, efectiv nu știu. Adevărul e că la câți generali avem, domnul Talpeș, totuși 3-4 generali din subordinea dumneavoastră v-au făcut plângeri. Bun, hai să vedem povestea, că e interesantă povestea. Această chestiune. Ce s-a întâmplat? Și a dat-o domnului președinte. Și atunci mi-a zis, citiți, vă rog. Am apucat, am citit. Și mi-a zis, ce propuneți? Și eu am zis, e foarte simplu. Eu mă autosuspend, dacă nu vreți să-mi aprobați cererea, că eu îi dădusem până atunci două cereri prin care îmi dădeam demisia. Dacă nu vreți să-mi apărăți asta, eu mă autosuspend. Iar dumneavoastră, puneți o comisie, chiar pe ei în comisie, și să vă aducă probele prin care ceea ce au spus în aceste rapoarte vor fi dovedite. Da. Și zice, da, foarte bine. Uite, excelent. Am plecat la SIA, am chemat conducerea și am spus, de acum înainte eu sunt suspendat. Deci, nimic nu va mai veni la mine. Nici o informație. Până când comisia pe care o va numi președintele Constantinescu va da concluziile privitoare la comportamentul meu. Și la ceea ce colegii dumneavoastră aici faptele de față... sugerate. Da. Poftiți? Faptele de care... Da, de care... Da, nu erau sugerate, erau afirmate cu... Da. Probate, la probatoriu. Erau afirmate. Afirmat, păi azi am zis. Așa, că dar și probate, Iacobu, nu? A zis sugerate. Nu și probate. Sugerate, că dacă n-ai probe... Păi așa, nu și probate. Da. Nu și probate. Atunci, o lună a durat această cercetare a comisiei. Bineînțeles că am spus, în situația în care se va constata că nimic din ceea ce se spune nu este adevărat, eu rog ca cei care au făcut rapoartele să fie scoși din SIA. Și au fost scoși din SIA și domnul general Dumitru Ciobanu și domnul Silinescu. Exact. Domnul Silinescu s-a dus la domnul Stase, la prietenul dumneavoastră. Nu al meu, al dânsului. Aia e și al dumneavoastră. Ghilimele de rigoare. Așa, dacă băgați ghilimele, sunt de acord. Ghilimele de rigoare. Trebuie să anunțați publicitatea până nu... Trebuie să anunți și publicitatea. Îl rog pe domnul Talpeș. Te rog. Două date. Stați să mai spun un lucru. Dom'le, sunteți mulțumit? Domnul Constantinescu e martor. Dar nu numai domnul Constantinescu. Păi nu, Andrei a întrebat, nu v-a acuzat. Și eu mai am niște întrebări. Și eu mai am întrebări. Nu că m-ați mai întrebat. Dar și cu mafia arabă și cu relația cu Tender, cu Frank Timi și asta despre asta trebuie să ne răspundeți. V-am întrebat încă o dată de Zaher v-am intrat. De Zaher am vorbit, am lămurit chestiunea aceasta când a fost data trecută. Alecu, te rog, că vrei să mai... Zaher? Sau Tahir, nu mai știu. Zaher Iskandarani. Zaher Iskandarani. Știe că am discutat la Tahir. Nu că era subiect în perioada aia. Tahir, pe care eu nu l-am văzut în viața mea. Dar pe Zaher, da, am și povestit. Da, ați povestit la noi în emisiune, da. Și de Tender și de Timi, te rog. Vreau să reamintesc legat de relația dintre România și Statele Unite. În 86, când a fost Mila acolo, clauza era încă în vigoare, abia în 88, da, cred că știind, da. Că, da. Știind că urmează să notaie, Nicolae Ceaușescu a renunțat la ea.
Ea ne-a fost reacordată în 8 noiembrie 1993. Deci relația cu Statele Unite era un pic dezghețată. Acum, te rog, în 94, când a fost evenimentul cu lista. Deci, dacă am să vă dau niște cărți pe care eu le-am scris. Neapărat, da. Neapărat. Și atunci veți vedea că atunci când ne-a fost acordată, ne-a fost acordată abia după ce Tom Lantos a susținut acordarea clauzei României. Noi promisesem acordarea de drepturi minorităților maghiare. A fost un punct tablic. Acum chiar trebuie să vă întrerup, să iau pauză de publicitate. Trebuie să ne întoarcem după pauză și cu Dan și cu domnul Iaho, care am întrebat și eu, mai am o grămadă de întrebări. Iarăși nu o să reușim să le terminăm în seara aceasta. Luăm pauză și ne întoarcem. Iată un creator de energie cu mișcări electrizante. Și altul pe cale să devină un star bucătar. Chiar micii creatori de energie știu să dețină mereu cu bateriile încărcate. Creează cu Engie un nou început cu oferta de energie electrică Engie Star. Ai gratuit consumul timp de o lună și preț fix tot anul. Contractează pe engie.ro. Cauți un șampon care să te ajute să scapi de mătreață? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute! Luna aceasta, Revalid șampon antimătreață de 250 ml costă doar 39 de lei. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii Catena. Arată diferit! Chiar este! Fotografii la rezoluție epică și video 8K la calitate cinematografică. Chiar e diferit! Ți-am spus eu! În vremurile astea, porți multe pălării. O faci cu drag. Dar nu-i ușor. E chiar obositor. Meriți o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor. Energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Altex și Media Galaxy este Black Friday de vară. Ia-ți acum espresor automat Philips cu râșniță ceramică și sistem clasic de spumare a laptelui la 1199,9 lei și aspirator vertical Philips Power Pro Aqua 3-in-1 la 959,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Efort. Temperaturi ridicate. Deshidratare. Litorsal hidratează organismul, potolește eficient setea și echilibrează balanța electrolitică. Litorsal este un supliment alimentar disponibil în farmacii. Citiți cu atenție prospectul. Litorsal. Pentru hidratare completă. Cu doar o capsulă zilnic la aceeași oră, poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată. Treburi bărbătești. Medicament bărbătesc. Totul e mișcare. Durerea este singura pauză din lume. Sindolor îți readuce plăcerea mișcării. Sindolor Gel. Fără durere este plăcere. Altex și Media Galaxy este Black Friday de vară. Ia-ți acum televizor LED Smart Hisense Full HD 101 cm la 1199,90 lei și aer condiționat Hisense EcoSmart 12.000 BTU la 1199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Și Media Galaxy este Black Friday de vară. Ia-ți laptop Huawei MateBook D15 2021 cu Intel Core i5 la 3199,9 lei și monitor IPS Huawei Full HD la 494,95 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Dimineața lasă totul deoparte și ia micul dejun în tihnă cu telemeaua napolact cu gust domol făcută cu lapte din inima Ardealului. Acum ai porția ideală pentru o masă. Napolact, așa cum se cuvine.
Soluții moderne pentru probleme moderne. Prin comanda expres, orice partener instalator poate comanda produsele de care are nevoie, iar acestea vor fi gata de ridicare în maxim o oră. La Romstal, universul instalațiilor. Cumperi și te gândești la ceva bun pentru toți? Gândim la fel. Acum la Mega AI. Băutură răcoritoare Granini 1,5 litri la doar 4,29 lei și lapte Olympus 1 litru la doar 4,52 lei. În plus, ai 5% extra reducere doar cu cardul Connect. Mega Image. Gândește mega! De ce este robotul aspirator Rowenta imbatabil? E oare tehnologia sa 4-in-1? Nu doar asta! În primul rând, este cel mai subțire din clasa sa. Înălțimea de numai 6 cm îl face extrem de eficient. Noul robot aspirator Explorer. Rowenta. Viața e prea scurtă să nu te bucuri de toate culorile ei. Vezi lumea cu alți ochi. Claritate totală în mijlocul haosului. Focalizare perfectă pentru ce te face să zâmbești. Detalii de neratat pentru momente de ținut minte și forme care îți înrămează povestea. Descoperă viața așa cum n-ai mai văzut-o cu OptiBlue. Și Media Galaxy este Black Friday de vară. Ai aparat de aer condiționat Beko 12.000 BTU, kit instalare inclus, la 1299,94 lei. Și purificator aer Beko cu 3 ani garanție, la 449,95 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Da, ne-am reîntors în platou, ca de obicei în pauza de publicitate se mai întâmplă o emisiune. Lucrurile sunt și mai interesante. Vroiați să dezvoltați un pic, domnule Talpeș, apropo de ce au făcut cei doi generali, de ce au făcut acest gest față de dumneavoastră și cum au plecat din SIE la acel moment? Acum eu pot să vă spun următorul lucru. De ce au făcut, pentru mine sunt clare. Cât de fraier am fost eu, asta e altceva. Păi eu m-am imaginat că noi avem relații de servici, relații chiar oarecum prietenești. Și la un moment de familie, spre exemplu, la un restaurant din acesta, un prieten foarte apropiat de familie al lui Silinescu mi-a spus, zice, vezi că te trădează, te lucrează. Eu am rămas mască. Stai bă, frate, eu cu ăla, cu omul ăla vorbisem de două ori. Ăsta îmi spune mie niște chestii. N-am crezut, după cum n-am crezut, când domnul Măgureanu mi-a spus că îi dă documente lui Caraman. Și eu am spus, domnule, e o nebunie. Omul ăsta, fata lui este căsătorită cu băiatul meu. Deci cum să facă chestii de genul acesta când... Adică domnul Silinescu era omul domnului Caraman? Da. Categoric, fără niciun fel de reținere. Și v-a lucrat cu ghilimele de rigoare ca să se întoarcă Caraman? Aceasta era sigur, lucrarea? Da, sigur. Dar nu-l iubiți pe Caraman deloc. Dumneavoastră credeți că e pe iubire sau pe... Cu ghilimele de rigoare. Eu vă că l-ați iubit pe domnul Pacepa. Poate că în chiar... general iubesc femeile, să știți. Bine, dar în cazul ăsta ați făcut și o excepție. Sunt băi, convins. În general ăsta n-a sunat bine deloc. Vedeți că nu suntem după 12 noaptea și oricum intrăm sub sancțiunea CNA-ului. Vă rog să despre aveți ce grijă. Este vorba? Nu, eu n-aveam asemenea sentimente sau resentimente. Eu încercam să... Și atunci domnul Măgureanu m-a raportat la domnul Iliescu. Domnul Iliescu m-a chemat. Da, știți ce? Iertați-mă că vă întreb, dar știți ce? E așa aceeași poveste care s-a continuat și după ce ați plecat dumneavoastră. Au venit și noi de generație de șef de servicii. Domnule, de ce turnătoria asta între șefii de servicii și lupta asta? Domnul, vă rog. General față de șef de servicii. De ce? Nu, vă rog, dacă cineva mi-aduce că eu am turnat pe cineva... Păi, nu, mă refeream la acțiunile unora. E adevărat unora, că da. Și eu am avut o poziție sau alta pe care o spuneam foarte clar. Dacă auzeam că cineva a făcut o încălcare a legii, a legalității. Aia era cu totul altceva. Dar ăștia inventau. Am eu o explicație la care m-am gândit atunci, eram tânăr. Scuzați-mă, domnul general.
Ei au fost stăpâniți, dar asta se înțelege foarte greu și greu de digerat. Ei au fost stăpâniți ca lumea de Partidul Comunist. Și au fost sub cizmă. După aceea au spus, stai mă că noi putem de fapt să jucăm. Așa e, dar vă mai spun încă ceva. Ei învățaseră ceva de la Partidul Comunist. Că atunci când scoteai un dosar cât de cât lucrat, omul era suspendat. Avea efect. Imediat era suspendat și până când se făceau comisiile, până se judeca, se lua o decizie sau era dat afară. Și nu se mai revenea. Ori acum intrasem într-o altă etapă pe care ei nu o înțelegeau. Că nu se luau decizii. Ba da, o înțelegeau, dar știau că poate să o joace ei. S-au ei încercat. Puteau juca politicul pe deget. Da, și... da, domnul Talpeș, dumneavoastră nu vă înțelegeați cu Măgureanu. Măgureanu nu se înțelegea cu Caraman. Caraman nu se înțelegea cu dumneavoastră. După 2000, dumneavoastră nu vă înțelegeați cu Ardelean. Auzi, dar șefii de la SRI mai târziu se înțelegeau cu șefii de la SIE, că vreau să lucrau unii pe alții. Dar cum puteți să spuneți așa că nu ne înțelegeam? Păi cum, ce termen să folosesc? Cineva înseamnă că încălca. Cineva înseamnă că încălca o hotărâre, o decizie. Păi încălcau numai ei? Arătați-mi când am încălcat eu. Păi nu știu. Numai ei am zis? Nu, uite, bă, frate. Eu vă demonstrez când eu am încălcat. Demonstrați-mi, că deocamdată nu mi-ați demonstrat. Mi-ați spus, ați afirmat că au încălcat. Ce a încălcat Măgureanu, de exemplu? În cazul acela? Eu n-am spus că Măgureanu a încălcat. Decât dacă citiți o carte, dar mi-a o vezi. Eu nu-l iubesc pe Măgureanu, ca să fie da. Nu, eu chiar e vorba de iubire. Da. Chiar, aici e vorba... Hai să trecem și la alte subiecte, că da. Ne cantonăm da. Într-un singur singură temă. Vreau eu să pun o întrebare. Era Dan, la rând, dar haideți. Scuze. Despre fantome, da? Erau pe teritoriul Statelor Unite. Iar ne întoarcem la fantome. Nu ne întoarcem. O secundă. Aveau misiuni ostile față de Guvernul Statelor Unite toți? Sau aveau și alte misiuni? Servicii din Israel, scuzați-mă un pic, domnul general, servicii din Israel, din Germania, din Anglia, sunt prezenți pe teritoriul Statelor Unite acum și din teritoriul Statelor Unite în alte țări, cu diferite misiuni? E logică asta? Asta știți dumneavoastră? Nu știu. Nu știți cazul acela celebru cu un spion al Israelului pe teritoriul Statelor Unite, care a fost condamnat 30 de ani? După ce a fost descoperit, acum a fost eliberat după cei 30 de ani și, bineînțeles, că Netanyahu l-a primit cu onorul. Pentru deci că el fantomele a servit, noastre aveau el misiune ostile Statelor Unite. Da, sigur, noaptea pe aeroport. Dar așa s-a întâmplat. Deci nu e ceea ce spunem noi pe deasupra. Eu, să știți că nimicia mea, vorba unui celebru actor dintr-un film la fel de celebru al României socialiste, în nimicnicia mea n-am putut și nu voi putea niciodată să înțeleg de ce niște oameni care semnaseră contracte cu statul român prin care spunea că va servi interesele și ordinele statului nu au vrut să întoarcă în țară când lor li se oferea toate drepturile care se conveniseră. Ba chiar mai mult. N-am putut. Și au găsit alte joburi. Bravo. Da? Dane, te asta rog. E concluzia dumneavoastră, domnul nu mă crede. Dane, te rog. Domnul general, vreau să fac apel la memoria noastră pentru un episod. Vă rog. Și am să fac un mic preambul. În 94 am predat listele, în 97 la Madrid am ratat intrarea în NATO, iar în 2001 l-ați primit pe la dumneavoastră pe generalul cu 4 stele Klaus Naumann, președintele Comitetului Militar al NATO până în 99. Da, din biroul la dumneavoastră, domnul general Naumann v-a spus ceva și noastră i-ați răspuns, puteți să detaliați, vă spun eu, în mare. V-a spus, rog, de ce, v-a spus de ce... Eu mi-amintesc că el mi-a propus să facem schimb de birou. V-a întrebat de ce nu ne rupem nu, ne-a spus că trebuie să ne rupem de comuniști și de trecut și iar noastră i-ați răspuns, este foarte greu și de aici vreau să spun puncte, de ce i-ați spus atunci și ce i-ați spus generalului Naumann? Deci este foarte greu pentru că, cel puțin, nu mai amintesc exact ce am spus, dar nu puteam să-i spun altceva, pentru că în România lumea încă are niște perceperi care țin de niște realități anterioare. Iar realitățile acelea, nu până cel puțin acum, nu au putut fi depășite cu nimic prin ceea ce s-a făcut pentru România în noua opțiune vestică.
Totuși, la obiect nu i-ați spus nimic, așa nu i-ați exemplificat? Cu ce? Dacă mi-aduceți aminte, păi, dacă știi ceva, spune! Da, nu, am, ok, nu... Dacă domnul general își amintește, dar... Nu, păi dacă spuneți așa, atunci vorba aia, atâtea. Pot să vă spun, în schimb, cât vreți dumneavoastră, încă o carte. Și anume, cum a venit șeful sau din Senat al Republicanilor într-o vizită specială la București despre care nu se cunoaște, oricum nimeni n-a dezbătut-o, pentru a discuta cu mine această problemă a intrării României în NATO și a schimbării poziției domniei sale vis-a-vis de președintele Statelor Unite. Vă pot povesti într-o emisiune, pentru că eu vreau important. Să vă întreb, eu sunt mai pragmatică decât băieții și vreau să vă întreb următorul lucru. De ce v-ați dus la Traian Băsescu în audiență și dacă este adevărat că v-ați dus cu documente? Trei de Dumnezeu! Astea sunt de mahala discuții. Nu dumneavoastră, ci cei care au scris așa. Eu vă întreb, am datoria deci să vă întreb. Eu am fost șeful Comisiei de Apărare din Senat. După ce mi-am dat demisia din PSD, nu mai aveam dreptul să conduc această comisie. Președinte la data aceasta era domnul Băsescu. Eu, ca un cetățean din acesta, venit și de pe plaiuri bănățene, dar m-am gândit că o fi el marinar, o fi el cec. Până la urmă arată poate că este și cu petrol. Și șeful tuturor acestor chestii de restaurante și de înțelegeri pe sub masă. Eu totuși îmi păstrez condiția mea și am cerut să mă primească 10 minute. M-am dus 10 minute la domnia sa și i-am spus, domnule, uite, știți, și avusesem două momente contondente cu domnia sa anterior, deci nu era nicio... De-aia am spus, eu sunt un om care cunosc foarte multe realități din evoluția României. Dacă sunteți la ora actuală prietenii, președintele României, eu nu v-am votat, dar nu asta contează, eu mă consider obligat să vă spun unele lucruri de care dumneavoastră aveți nevoie. Să știți că... Și ce i-ați spus? Nu i-am spus nimic atunci. I-am spus dacă are nevoie de niște lucruri în care a găsit că talpe și-ar putea să... Eu pot să vin și să spun. Da, ce s-a întâmplat mai departe? Cu asta ne-am despărțit. După aia am aflat în ziar că eu m-am dus cu un sac de documente. Dacă e cineva care să spune măcar că eu am luat vreodată un document... V-ați mai văzut vreodată cu Traian Băsescu de atunci? Da. V-a cerut sfatul? Nu, n-am ajuns. V-a cerut informații? Nu, n-am ajuns la așa ceva. Dar despre ce ați discutat când v-ați mai văzut? Păi vă pot spune. Odată m-a invitat la Neptun, unde am mers și am discutat despre posibile măsuri care pot fi luate în România în condițiile de atunci. Era anul 2007. Pentru ca să-l lămuresc despre ce e vorba, i-am spus că ar trebui să-și schimbe punctul de vedere vis-a-vis de Ion Iliescu. Și dacă își schimbă punctul de vedere și are o discuție cu Ion Iliescu, se pot lămuri și prelua multe din lucrurile care nici nu se cunosc că ar trebui să fie rezolvate. Bineînțeles că l-am văzut că a devenit nervos după ce a spus de Ion Iliescu și că fără Ion Iliescu e greu să se înțeleagă situația din România. Nu m-a mai chemat, dar m-a chemat după câteva luni. Nu, asta a fost în 2006. În 2007, la ziua domniei sale, într-un cerc foarte intim, la Sinaia. Chiar mi s-a spus că un cerc intim, erau foarte puțini. Erau oficialitățile acestea decizionale, care depindeau de domnia sa, adică procurorul general, care era doamna respectivă, șef de servicii, etc., și familiile. Și, mă rog, am discutat acolo cum să discută într-un asemenea zi. Mi s-a spus și chiar eram prezentat ca un posibil colaborator foarte apropiat al acelei alegeri pe care o făcuse România. Eu care... avusesem deja destule experiențe în viață. A doua zi dimineață, în loc să mă duc la ceai, cum se mai întâmpla din cazul ăsta, e adevărat că aveam și ceva neapărat de rezolvat la ora 8, pusese mai înainte această întâlnire, i-am dat un cadou.
i-am lăsat un cadou. Și anume, un tablou pe care scrisesem omului care ne-a învățat că iarna nu-i ca vara, amintindu-i că nici țara nu-i ca nava. Și a plecat. V-a mai chemat de atunci? După câțiva ani. Dar mi-a spus unul de la SPP... Deci a înghițit greu cadou. Da. După câțiva ani, unul de la SPP... Băiat de la SPP... Nu, atunci chiar mi-a dat telefon. Domnule, ce i-ați făcut? De ce i-ați scris aia? A dat cu tablou pe pereți. Mă rog, astea sunt comportamente care fac parte din alegerile oamenilor. Iar el ar trebui să înțelegem asta. Pentru tot ceea ce a fost și pentru tot ce va veni. El a fost ales cu aceste comportamente ale lui. Și pentru că lumea știa care asemenea comportamente. A fost alegerea românilor. Deci, ce pot eu să vă spun? Că este o tâmpenie. Cum? Eu vă pot da o listă. Deci, domnul Talpeș, da. L-au ales românii, nu l-au ales americanii, nu l-au ales nimeni. Asta să mai înțeleagă lumea. Că votăm totuși. E adevărat că a avut și un sprijin. Ce sprijin? Ce sprijin? A venit ăla cu roba. Nu, e adevărat că aici s-a jucat pe o chestiune care la data aceea părea mai acceptabilă. Mai acceptabilă. Cine l-a considerat mai acceptabil? Păi nu știți că era cu licuriciu mare. Cu licuriciu mare. Cât contează asta rezultatul unor alegeri în România? Nu, voie să ca să știm dacă nu alegem sau nu. Nu numai marele licurici, ci mai era și celălalt foarte mare licurici. Deci e vorba de americani? Și de ruși. Și de ruși. Deci amândoi l-au preferat... Cred că l-au preferat. Foarte interesant. Pentru că s-a făcut și să știți că în toate situațiile din acestea se fac analize de caz. Adică personajul respectiv este fotografia de sus până jos și văzut cum poate fi utilizat pentru un stat ca România. Sau asta se fac pentru toate statele. Problema este dacă e utilizat sau nu, sau dacă merită să fie utilizat. L-ați ajutat pe Ovidiu Tender atunci când ați făcut dosarul despre Dinu Patriciu? Doamne, e o prostie. Sunt obligată să vă întreb, pentru că a apărut această bine, variantă. Bine, eu publică. Știu, dar astea spuse iar, pentru că Patriciu, e adevărat că eu am fost cel care am făcut și o notă la domnul Iliescu. După ce mi s-a trebuie prezentat... să luăm pauză de publicitate, dar atâta vreau să mă mai întreb înainte de pauză. E adevărat că informații despre Dinu Patriciu au venit de la Paul Sârbu? Paul Sârbu nu putea decât să preia informații de la alții. Dar au venit de la el? El s-a ocupat, eu l-am desemnat ca să se ocupe cu aceste informații. Pentru că ce se spuneau prin toate cotloanele informative era de groază. Luăm pauză de publicitate și ne întoarcem după pauză, pentru că ne-ați povestit și despre rolul lui Iulian Vlad în 89 și cred că o să avem o legătură telefonică după pauza de publicitate. Foarte interesant. Rămâneți alături de noi. Te concentrezi mai greu? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. În luna mai, Secom Neuro Optimizer costă doar 108 lei și 85 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii Catena. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Arată diferit! Chiar este! Fotografii la rezoluție epică și video 8K la calitate cinematografică. Chiar e diferit! Ți-am spus eu! În vremurile astea, porți multe pălării. O faci cu drag. Dar nu-i ușor. E chiar obositor. Meriți o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor. Energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Din inima locului, pregătite cu grijă. Gusturi românești de aici, de colo. Le găsești exclusiv la Mega. Acum ai cotlet de porc la doar 22,49 kg și chefir 330 grame la doar 2 lei și 7 bani. Ai și 5% extra reducere doar cu cardul Connect. Mega Image. Dacă ai o urgență,
HelpNet are o soluție. Apuretin, probioticul Creade Secom și Cadermin sunt acum la ofertă. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. Vino la bine! Îmi doresc o culoare și o formă deosebite. Și ce te faci dacă vremea e deosebită? Pui pe casă o țiglă deosebită. WeatherBest oferă siguranță în orice condiții. Calitate, siguranță, rezistență și culori. WeatherBest pe fiecare casă. Are you a man? Do you have hair? Then fight for your hair. With Germany's number one shampoo for men. With caffeine to prevent hair loss. Alpecin Caffeine Shampoo. Fight for your hair. Also get as a daily leave-on treatment and give hair roots extra energy. Oh, ușurel. Eu sunt tu din viitor. Deci, boss, ce am venit eu să-ți spun? Tu continuă să vopsești cu Oscar din ăsta că se duce vorba și ajungem departe. În viitor? Da, dar nu în orice viitor. În viitorul din Germania. Oscar Ultra Lavabil cu efect antipătare. Îl iei acum, îți mulțumești mai târziu. Dar eu nu știu germană. Au învățat nemții aia și nu învățăm noi. Pe plajă, grijile dispar cu totul. Pentru zilele în care relaxarea e singurul obiectiv, la Lidl ai hamac cu suport la doar 219 lei. Costum de baie pentru damă la doar 39,99 lei. Și short de baie pentru bărbați la doar 24,99 lei. Lidl. Meriți să fii surprins! Pentru că vrei cei mai bun pentru timpul tău liber, la Flanco găsești televizor QLED 4K Samsung, diagonala 125 cm, la doar 2399 de lei. Alege garanția extinsă și beneficiezi de o perioadă prelungită de confort și siguranță. Flanco, îți permiți ce mai bun! Intră în clubul Hervey Sports și ai o serie de beneficii. De exemplu, 50 de lei bonus de bun venit, promoții exclusive, până la 4% bonus anual. Get moving! Hervey's! Proiectul e perfect. Trebuie doar să-l prezentăm. Sper că ești pregătită. Cum a fost ziua ta până acum? O zi ca oricare alta. Dar a ta? A fost o zi perfectă. O zi cu atacuri frontale, provocări și momente complicate. Dacă am reușit să fiu aici, este numai și numai pentru că știu ce-mi face bine. Și știu asta ca pe apa. Apa mea alcalină. Alcalia îmi face bine. Rece sau cald? Flexi-mobil pentru dureri musculare și articulare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. De 30 de ani suntem ghidați de o singură pasiune. Să ducem poveștile mai departe. Poate că vremurile s-au schimbat, dar nu și încrederea noastră în visurile românilor. De 30 de ani, Asirom duce mai departe poveștile de succes ale fiecărei generații. În natură există o energie care face ca totul să revină la viață din nou și din nou. Cu 100% ingrediente active, naturale și eficacitate dovedită științific, LIV 52 captează această energie, oferind vitalitate întregului organism și protecție celulelor hepatice. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. De 30 de ani facem puiul Fragedo exact așa cum trebuie, pentru ca tu să faci ce vrei cu el. Fragedo, crescut cum vrem noi, gătit cum vrei tu. Da,
Ne-am reîntors în platou la culisele statului paralel. V-am întrerupt eu punându-vă o altă întrebare, dar o să vă rog să vă continuați răspunsul apropo de relația cu Ovidiu Tender și ce s-a întâmplat cu Dinu Patriciu. Pentru că se spune ce s-a întâmplat cu... deci n-are nicio legătură faptul că dumneavoastră ați făcut acel raport cu relația pe care o aveți cu Ovidiu Tender. Deci Ovidiu Tender era unul dintre personajele care păreau a avea succes în noua burghezie românească. A avut succes. Deci, dumneavoastră îmi spuneți că a avut succes. Păi... Nu mai știu nimic cum a evoluat, dar pot să vă spun că la data aceea s-a discutat și în presă despre o situație. Deci eu intrasem în niște relații la Bruxelles, la NATO, cu secretarul general NATO. Și atunci secretarul general NATO mi-a spus: domnul Talpeș, trebuie să facem și o susținere din aceasta să se vadă că în România se lucrează, se fac, sunt acțiuni care vizează lămurirea oamenilor, etc. Și între chestiunile acestea a fost și un nou simpozion pe linia serviciilor, la care ei, că altfel ăștia nu ar fi venit la invitația mea, ei au făcut invitațiile la toate serviciile, cei de la Bruxelles. Așa. Cei de la NATO, de la Bruxelles. Au făcut invitațiile la toate serviciile deja NATO ca să vină la acest simpozion, conferință, de la Snagov. Mai reușisem să fac o astfel de concentrare într-o conferință la Sinaia, în care am fost făcut... Și care e legătura cu Ovidiu Tender? Păi vă spun cum. Între cei care s-au amestecat în chestia asta, a fost și un personaj pe care mi l-a trimis secretarul general NATO la data aceea, spunându-mi că este consilierul domniei sale și că el urmează să discute cu participanții și să mă ajute în întocmirea acestei acțiuni. Personajul respectiv, despre care iară se vorbește foarte mult, a fost și condamnat până la urmă, a făcut niște relații și mi-a spus și mie. Haideți să le spunem telespectatorilor cum îl cheamă. Eu știu cum îl cheamă. Deci cum îl cheamă? Că eu nu domnul Mațăr. Mațăr. Da, Mațăr îl cheamă. Dar să știți că nu numai el a fost. Dar în fine. Și în ce scandal internațional a fost? Era vorba de trafic de droguri în Columbia? Aia era altceva. De unde să fie trafic de droguri în România? În Columbia, am spus. În Columbia, da. După aia s-a dovedit că el făcea așa ceva. Mă rog, treaba lui. Dar asta s-a dovedit în Olanda. Era general? Nu în România. Nu. N-a fost general. Ce rang avea la NATO? Avea, dacă era consilier al secretarului general NATO, avea. Deci, uite, și la ei sunt... Da. Deci, oameni care acest fac personaj așa... a venit la București pentru organizarea acestui simpozion. Organizare. Cine a sponsorizat? Și... Păi aici e problema. Păi de-aia vă întreb. Deci, așa. Deci, la SIE, la data aceea, eu nu aveam fonduri pentru așa ceva. Și atunci el, Mațăr, mi-a spus: dai simplu, domnule, sunt oameni din ăstea de afaceri care deja s-au lansat, care au făcut. Zice, dați-mi voie mie ca să-i contactez. Și eu zic, foarte bine, contactez-i. Dacă ei vor susține așa ceva, n-am nimic împotrivă. S-au sponsorizat domnul Tender și domnul Frank Timiș. Sau numai domnul Tender? Nu, cred că și Frank Timiș, dar nu știu cum au împărțit chestia asta. Poftim? Zic amândoi. Amândoi, da. Da, cred că și dar s-a mai întâmplat ceva dar atunci. Dar nu numai Frank Timiș. Dar s-a mai întâmplat ceva atunci. Domnul Master, împreună cu domnul Tender și cu domnul Watts, au făcut o firmă. Larry Watts? Da, aia era altceva, nu împreună. Delta, nu știu cum. Da, aia era altceva. O secundă. Da. Nu, stai că tocmai ne spunea domnul Talpeș că în afară de domnul Frank Timiș, domnul Tender, au mai fost și alți sponsori. Ce alte nume au mai fost? E, să nu-i mai lăsăm și pe aceea în ciorba noastră. Pot să vă spun că inclusiv o persoană de la SRI, pentru că am discutat și cu șeful SRI-ului de la data aceea, care a avut misiuni foarte clare. Aceea de a-l urmări. Și de aceea nu s-a petrecut nimic în România. Nu s-a încălcat nici de cel mai... De a-l urmări pe Mețăr. Da, sigur, pe Mațăr. Și de a-l ține sub control. În același timp s-a făcut... Pentru că ce aveam noi dacă personajul respectiv spunea că putem să facem niște firme care vor avea relaționări și care vor aduce capital și care... Pot să vă spun acum cu riscul ca persoana pe care o enunț
să se supere pe mine, l-am dus pe Mațăr până la Mugurisărescu. Opa! Da. De ce? Pentru că venea cu niște variante. România atunci era sufocată din lipsă de capital. Și spunea, nu, domnule, există. Vorbea cu o nonșalanță de toate uluia. Și pentru că nu mă ducea mintea cum există și despre ce-i vorba, zic, bă, uite, eu te duc la cea mai mare autoritate care cunoaște... Acum a ajuns domnul Mațăr să vorbească de finanțări, cel care era, de fapt, consilierul șefului, doamne, secretarului general NATO. Vă rog eu ceva. Cred că ar trebui să vă duceți la Bruxelles. În niciun caz nu eu l-am făcut să spun asta. În niciun caz nu eu m-am... Ba chiar mai mult am și o reținere, oarecum, pentru modul în care l-am tratat. Pentru că el cu România n-a avut absolut nimic, n-a luat nimic de aici, nu a vrut să creeze dezavantaje României. Încolo mie mi-este greu să gândesc ce s-a întâmplat și care era jocul la Bruxelles. Dar pot să vă spun ceva. Atunci a fost o insistență incredibilă ca eu să spun cine mi l-a recomandat pe Mațăr. Pe cine l-a recomandat? A spus secretarul general. Acum pot să vă spun. Secretarul general, da. Dar când au făcut acea firmă Delta cu finul dumneavoastră, cu Larry Watts, nu v-a spus niște întrebări? Nu știu, domne, oricum vrea să facă niște bani, ok. Dar tu ești la NATO, vin România, domne, ca persoană publică? Domne, eu cred că dacă dumneavoastră erați în locul meu, vă duceați la NATO și întrebați. Nu întrebam, dar precis făceați așa. Eu nu am făcut așa. Eu mă gândeam că dacă el, care venea cu această recomandare de la NATO, face și așa ceva... Dar nu de business. Am luat, face cu voia Bruxellesului, asta v-ați gândit. E posibil, e orice. Am luat doar măsurile de protecție. Iar conform măsurilor de protecție, procesul care a avut loc în Olanda, procesul care s-a extins în Belgia, n-a găsit absolut nimic despre România. Așa este, dar pentru că a spus Andrei despre Larry Watts... dați-mi voi, cu ce eram eu vinovat? Păi nu, dar n-a spus nimeni, eu v-am întrebat doar ca să știe telespectatorii cum s-a întâmplat atunci și ce încrengături au fost. Da. Pentru că a spus Andrei despre Larry Watts, Larry Watts a făcut la un moment dat un raport despre serviciile secrete din România și controlul lor. Cum? Nu pentru că a zis, bă. A, că el a făcut așa ceva de... A făcut un raport. Da. Și a apărut un conflict cu Virgil Ardelean. Da. În presă. Ce s-a întâmplat atunci? Da, aia înseamnă că Virgil Ardelean încălcase niște înțelegeri. Adică, ce s-a întâmplat? Încălcase Virgil Ardelean, celebru vulpe? Da, celebru vulpe este trebuia să transforme... Este unchiul lui Cioloș, nu? Rude. Trebuia să transforme serviciul acela din serviciul de informații în serviciul de protecție. Aceasta era cerința directă NATO. Eu am avut prezențe chiar la ședințele lor de conducere în care le-am spus, domne, chestiunea aceasta nu se poate. Adică ei ne luau și ne luau pe puncte. Da. Dar ei n-au vrut și până la urmă, habar n-am care e situația la ora actuală, dar pot să vă dacă spun, e de informații sau de protecție. De protecție, da. El figurează de protecție. Și pe bune este de informații. Protecția se face mai largă, așa. Da. Și pe bune este de informații. E un mare centru de afaceri. Nu știu. Ca toate serviciile. Da. Mare centru. Vedeți lecția importantă în povestea asta cu Mațăr, cum îl chema, da, cu Larry Watts și cu care este perpetuă până în ziua de azi. Vin niște consilieri ai cuiva, vin un subsecretar de stat de nu știu unde și se joacă pe la noi, prin curte, pe aici, cum vrea. Cu ajutorul politicienilor noștri. Vă rog, atunci, în anii aia, era scuzabil. Vă rog, ne trezeam toți la o altă voie, realitate. Dar acum... Dați-mi voie să vin cu un amendament. N-au reușit. Ok, deci, dar încoace reușesc. A fost urmărit... Nu știu, abar n-am, nu sunt eu cel care se ocupă. Deci a fost urmărit tot timpul, a avut oameni infiltrați. Deci, fără nicio discuție. Păi înseamnă că o bănuială exista. Da. Și ce trebuie? Pe corect să-ți faci asemenea protecție. Zi, Dane, hai, zi, nu mai face selecție. Zi. Trebuia să refuz oferta secretarului general NATO. Zi, Dane. Nu, că nu e, întrebarea mea nu era legată de Nașfin și de ce s-a întâmplat cu... Noi n-am discutat aici despre Nașfin, am vorbit aici despre serviciile de informații. Vreau doar să-l întreb o chestie concretă pe domnul general. Dacă din 94 și cu escala din 97 când am ratat intrarea NATO de la Madrid... Și până în 2004, când am intrat,
a mai existat, să zicem, prin anul 2002 o predare de liste către americani? Habar n-am. De exemplu, o predare de liste a tuturor celor retrași din post până la, până la anul 2002? Deci nu știu, la data aceea eram la Cotroceni. Păi tocmai la Cotroceni, da, vă întreb că domnul Iliescu a primit personal lista. Ce a primit? Pe lista aceasta cu... Ai această informație. Are această... Eu nu știu, înseamnă că n-a trecut pe la a mine. A scris-o și Marius Oprea. Și Marius Oprea a dat informația asta într-un articol. Cine? Marius Oprea, istoricul. Nu, vă rog, eu mai spuneți odată. Cine? A scris-o într-un articol, nu știu dacă e adevărat sau nu e adevărat. Nu știu, da. Nu, apropo de ce a spus... Da. Da. Am înțeles. Am înțeles. Cum? Asta e posibil, dar eu vă spun că nu știu de ea. Da. Eu vreau să mă întorc la... Și asta, să știți că se datorează, dacă e așa, insistenței cu care susținătorii domnului Pacepa răspândeau prin toate formele de comunicare că România a încălcat înțelegerile. Și că nu a respectat ce s-a înțeles. Alecu, eu vreau să mă întorc, uite, acum cu domnul Talpeș. Ne întoarcem, facem în așa o incursiune. Ne întoarcem în timp. Ia să vedem. La 1989, dumneavoastră ați povestit aici la noi, în platou, la Cursul Statului, despre rolul lui Iulian Vlad la evenimentele din 1989. N-am povestit acest lucru. Am vorbit doar de un moment din rolul lui Iulian Vlad. Da. Atunci povestiți-ne dacă a spus doar un moment. Să completăm momentul. Ce să vă spun? V-am spus, se poate scrie o carte. Nu o carte, două. Da, ați povestit da, am și spus despre acel moment și despre alte momente și despre domnul Gelu Voican Voiculescu. Da, în trecere despre domnul Voiculescu, o discuție cam la 2 ani de la momentul respectiv, în care eu l-am întrebat, cum ai ajuns acolo? De unde erai? Pentru că acum deja eu aflasem niște lucruri despre evoluția domnului Voican, dar totuși știam că ăla era așa, altul era pe o relație cu altă ambasadă, deci, și l-am întrebat, tu pe ce? Și el mi-a zis, zice, dom'le, eu m-am nimerit acolo, e adevărat că am vrut să fiu. Dar zice, când i-am văzut că sunt întrebați și se prezintă că ăla are relații cu ambasada franceză, că celălalt are cu cea germană, că altul era cu americană, că altul era cu cea sovietică și i-am văzut că ăștia sunt cei chemați și cei luați, zice, am mormăit și eu când m-a întrebat pe mine o chestie care i-a mulțumit. Dar eu îți spun, cel puțin așa mi-a zis, eu spun că eu n-am spus pentru... Dar ce am mormăit? Nu, am mormăit, a scos un mormăit. Asta mi-a spus mie. De ce am povestit eu este că, într-adevăr, așa s-au petrecut lucrurile. Și pentru că atunci era absolut necesar pentru cei care intraseră de avalma în Comitetul Central și care voiau să elibereze România de Ceaușescu, să ia legăturile cu cineva și să știa chiar nu numai în cercuri avizate, că exista și un comitet al ambasadelor vestice și nu numai vestice la București, care l-avea în frunte pe ambasadorul olandez, care... De atunci suntem cu Olanda. Da, sigur, care dirija aceste acțiuni. Dar apropo de episodul ăsta, domnule general, da, pe dumneavoastră cine v-a recomandat? Poftiți? Pe dumneavoastră cine v-a recomandat, domnul Iliescu? Armata Română. Nu. Nu, realmente. Eu știam, sau domnul Iliescu... Ați lucrat cu Ilie Ceaușescu? Da. Cum să nu? Foarte mulți ani. Eram locotenent când domnia sa mi-a venit șef. Era, să știți, locotenent colonel. Venise de la Academia Militară. Eram în biroul sau sectorul de cercetare interbelică și al doilea război mondial. Dar nu cred că v-a recomandat domnul Iliescu. Nu, stai că vreau să mă întorc. Ați povestit la un moment dat că Adrian Năstase a fost colegul dumneavoastră? Nu, n-am povestit așa ceva. Am spus că mergeam la Adiri, deci începând cam din 71, în 74 a apărut domnul Năstase, care era unul dintre persoanele foarte informate în materie. A fost ofițer DIE? N-am de unde să știu așa ceva.
v-am mai spus și vedeți mi-a că... Mi-a spus despre Ponta. Nu, nu, nu. Deci ce v-am spus despre Ponta? Haideți să reluăm ce v-am spus despre Ponta. Am spus că nu haideți se... să reluăm, haideți să reluăm. Uite, haideți să reluăm. Cristina, pregătiți materialul cu declarația despre domnul Ponta. Atunci... Eu am să vă spun... O secundă, vreau să fac următoarea precizare. Colegii mei au contactat pe mai mulți din cei care au fost nominalizați în emisiunea din această seară și pe domnul Ponta și pe domnul Stase și pe Mircea Geană și pe domnul Gelu Voican Voiculescu. Domnul Gelu Voican i-a spus producătoarei noastre, Cristina Dragnea, următorul lucru. Este o relație complexă, se referă la dumneavoastră. Nu sunt dispus să-l las, aici îl citez ca să fie foarte clar, să delireze. Simt nevoia să nu las pe nimeni să debiteze neadevăruri. Am fost acolo începând cu 22 decembrie. Știu mai multe lucruri despre Iulian Vlad. În fruntea SIA-ei nu se pune un șef al securității, se pune un factor politic. Colega mea l-a invitat pe domnul Voican să intervină prin telefon. Înțeleg că ne urmărește. Deocamdată dar ce-am spus eu nu ne-a sunat. Nu știu, deocamdată nu ne-a sunat. Aștept să ne sune, să intre în legătură directă cu noi domnul Gelu Voican Voiculescu, să vorbiți în direct. Până atunci însă, Cristina, te rog frumos să prezentăm materialul despre Ponta și ce spune domnul Sorin Roșca Stănescu. Vă întreb de ce, pentru că Traian Băsescu a sugerat că Victor Ponta era ofițer acoperit al SIA. Asta putea să audă chiar de pe stradă. De adevărat? Adică mă întrebați pe mine? Doamne! Greșiți când mă întrebați pe mine. Așa nu ceva. Știți sau nu puteți să când, nu, când ați auzit dumneavoastră că eu am spus despre cineva? Hai să fim oameni serioși. Da, de ce vă spun că este, eu consider că e un nonsens? Și vă zic de ce, pentru că domnul Ponta este în activitate. Activitate informativă sau politică? Nu știu dacă e în activitate informativă, dar eu vă spun că e în activitate. Roșca Stănescu susține că el ar fi fost primul care ar fi dezvăluit apartenența lui Victor Ponta la serviciile secrete. La fel surprinzătoare este aprecierea lui Talpeș legată de Ponta. Că Ponta a fost ofițer acoperit SIA este de acum de notorietate. Dar eu, cel care am făcut dezvăluirea cu mult timp înainte ca Traian Băsescu să deschidă gura mulți ani înainte. Pe acest subiect, niciodată nu am pretins că mai este și în prezent ofițer acoperit. Eu am pretins doar că a fost o vreme ofițer acoperit cât a fost și procuror și în felul ăsta a încălcat legea. Dar nici eu n-am pretins că el continuă să fie ofițer acoperit. În schimb, domnul Talpeș, ca și când ar fi scăpat așa o informație en passant, a făcut această afirmație, că Geoană este în continuare, Ponta este Ponta. În continuare ofițer acoperit, ceea ce pare incredibil. Eu cred că el exagerează multe lucruri, la fel ca și în cazul Geoană și în cazul lui Ponta, pentru a rămâne în, pe cortexul celui care ascultă ce spune, atât cât vrea el să rămână. Da, ne-am reîntors în platou. Așa, vă rog, domnule Tatăl. Eu v-am spus aici, doar s-a auzit foarte bine, un șef al fost al lui, nu va spune niciodată cine a fost. A, că atunci eu am zis că este încă în activitate, n-am precizat ce urma după asta. Și anume, faptul că cei acoperiți, dacă a fost acoperit, nu vor fi transferate dosarele la cine s-a și nu vor fi făcute publice atâta timp cât ei sunt într-o activitate. Da, Mihai Răzvan Ungureanu e da. În activitate? Habar și-a fost? N-am. Habar n-am. Deci vă spun deschis asta. Nu numai că eu n-aș putea să spun asta. Nu pot spune. A acoperit... La ce e acoperiți atunci când semnează, nu știu dacă ați văzut un astfel de document, atunci când semnează se spune că retragerea lui este posibilă la dorința împricinatului, fără ca serviciu să transfere date despre cel care s-a aflat în ipostaza respectivă, până când lucrurile nu vor fi încheiate din cariera respectivă. Alecu.
N-ai nimic de spus la subiectele astea? Despre Babureala asta? Despre... Adică că e în activitate domnul Ponta, că e activ. Bine că nu e pasiv. Adică... Da, cred că e perfect. Stați puțin. Hai să, să mergem un pic pe firul poveștii. Roșca Stănescu are dreptate când spune că a vorbit prima oară despre așa, așa ceva. N-a vorbit într-un context politic. A vorbit, dacă mi-amintesc eu, în contextul anchetei privind un container cu documente adus de la o firmă din Statele Unite care era legată de numele unui fost lucrător în Bancorex, Grigore Maimuț. Dosar care a fost cercetat de pe atunci tânărul, de fapt e tânăr și acum, că dacă e puțin mai tânăr ca mine, înseamnă că e foarte tânăr, tânărul procuror Victor Pont. Atunci deci eu sunt mai tânără decât tine. Da. Da. Bun. Chiar acum cum... vă întreb și eu ce. Da. Deci, de atunci s-a vorbit. După care au fost niște aluzii aruncate de Traian Băsescu într-un moment în care părea că Victor Ponta va câștiga alegerile prezidențiale. Adică să ne amintim și contextul acestor discuții. Nu au fost făcute... știu eu, pentru că făcea cineva un grafic al influenței serviciilor în politica românească. După care, domnul Talpeș, da? Acum, sincer, dumneavoastră la interviu... Ce am zis? Nu știu de ce se discută din nou despre asta, că și mie mi s-a părut că ați vă întreb ceva. Da, vă rog. Ce a spus domnul Stănescu? Bine, el vede acest caz că Victor Ponta a fost ofițer SIE, este o informație ajunsă notorie. Asta e convingerea lui perfect, dar de ce Roșca spune Stănescu, că eu am zis? De ce spune că eu am zis? Eu n-am zis așa. Nu, de la dumneavoastră s-a înțeles. Eu vă spun cum se înțelege. Acolo era. Că este în activitate. Dumneavoastră mai ați dat și explicația acum în studio. Și a spus așa, cât timp e în activitate. Dar nu am nu spus... poți să ai dosarul, deci nu poți să ai dovada. Haideți dacă că ne învârtim în jurul da, cozii, ca să zic așa. Hai că n-are sens să insistăm, e clar. Nu? Și până la urmă șmecheria în România... Fiecare înțelege ce vrea. Deci, eu am spus următoarea chestiune, că la semnarea unui astfel de angajament, îi se promite că dacă vrea să se retragă, el se retrage fără a se comunica după ce a plecat, că a făcut parte. Deci, atâta timp... Corect. Păi, da, și atunci. Dar mai e ceva la un astfel de retras. Că el este o bună vreme supravegheat. Eu n-am spus nici asta, nici aia. Eu am spus foarte clar că un șef de serviciu niciodată nu va spune. Eu avem o temă mai ușoară. Da, vă rog. Avem o temă mai ușoară decât Ponta. Da, asta e foarte ușoară. Și mai ușoară. Și mai ușoară, ia. Cine l-a creat pe Florian Coldea? Habar n-am. Pot să vă spun doar că a apărut ușor meteoric și a fost un legătura personaj... cu Dan Gheorghe? Cred că da. Cred că da. Dan Gheorghe, să spunem, a fost un personaj extrem de important și în 89 și după 1989, pe la toate serviciile. Mă rog, inclusiv era un personaj, a fost și la SIE. El și la SIE și la 21 sfert. Da, el era un personaj la SRI. Cu o capabilitate din această operativă dezvoltată, real, Dan Gheorghe. Domnul Dan Gheorghe, unchiul lui Florian Coldea. Așa l-am văzut eu. Apoi, eu cred că el, Coldea, a fost livrat domnului Băsescu, care la data aceea era într-o căutare totală de tineri care să fie pe, cum să zic eu, când el se află pe pupă, la timonă, ei să fie undeva pe sub mașini. Și care să asculte ce zice cel de la timonă și să opereze nava. Ei să nici nu vadă unde să duc. Că ei au evoluat apoi. Și doamna procuror general, și domnul Coldea, și celălalt, aia e altceva. Și eu nu știu de unde vin plângerile astea că l-au urmărit și pe Băsescu. Păi era în meseria lor să-i urmărească pe Băsescu. Adică președintele, dacă a încălcat o lege,
nu înseamnă că e absolvit. Da. Domnule Talpeș, pentru că spuneți, că i-a fost livrat Florian Coldea. Florian Coldea s-a remarcat la momentul răpirii ziariștilor din Irak. Și foarte multă lume s-a întrebat atunci, pe lângă faptul că nu știe nimeni cum a plecat Omar Haisam din țară, știu că și noastră s-a făcut astfel de declarații, nu cum a fost adus, important Doamne, e cum a plecat. Vă rog, dar... eu, n-am avut nicio legătură. Dar n-am spus asta. N-am spus asta, vreau să spun altceva, vreau să subliniez altceva, că atunci a apărut cumva Florian Coldea în ecuație, da? La acel moment. Da. E, cum... se face, că toată lumea s-a întrebat, de ce s-a ocupat SRI de aducerea jurnaliștilor răpiți în Irak și nu s-a ocupat SIE? Nu, e aici amestecat. Da, are dreptate, domnia să... Păi, hai să ne aici spună, au fost Talpeș. Împreună. Au fost împreună... Da, deci... A fost domnul Isaac de la SIE. Da, deci eu nu mai aveam nimic cu SIE, dar pot să vă spun din ce am auzit și eu. Așa, că din ce ați auzit, prin oraș. Prin oraș, exact. Că, într-adevăr, a fost o acțiune comună. El s-a dovedit mai în măsură să explice acțiunea propriu-zisă și asta l-a convins pe domnul Băsescu că un personaj de calitatea tânărului respectiv ar putea să facă ceva. Pentru că aici lucrurile sunt și la ora actuală destul de, cum să zic, mai zicea un personaj celebru, negurăciune. Pentru că e vorba de niște bani care s-au dat sau nu s-au dat. S-au dat? Păi cum să știu eu, că n-am fost acolo. Eu toți sau banii... Cât cazul... s-au dat? Sau cât s-au dat? Cât s-au dat și cât s-au ajuns? Exact, deci aici e întotdeauna problema. Pe da. Nu vedeți dar răpirea a fost pe bune, domnule Talpeș? Nu am de unde să știu. Deci eu nu mă exprim asupra unor lucruri pe care nu le cunosc. Deci n-am de unde să știu. Cert este... că a fost o chestiune care a avut o evoluție pe care nu și-a dorit-o nimeni și care a avut această evoluție pentru că cineva voia să dea o lovitură în care să arate că el e președintele. Deci banii unde? Nu-mi imaginez că un președinte al României ar fi participat la o asemenea împărțire. Nu pot să-mi imaginez. Și atunci banii s-au împărțit între cine, domnule Talpeș? Între cine a dus valiza? Adică domnul valiza Coldea? Valiza au dus-o cei din trupa specială. Adică domnul Coldea? Nu. Au dus-o cei de la SIE din trupa specială care se afla la Bagdad atunci și care era una dintre cele mai bune echipe din lume pregătită de Delta Force. Da, da, până la Bagdad și banii au ajuns în alt moment. Rolul SRI-ului acolo a fost de informații de legătură cu foști studenți din România, dar greu a adus-o acea trupă, acea echipă de elită care acum nu cred mai există. Real. Care nu mai există și au fost spulberați de noua conducerea SIE de-a lungul timpului, cu toate că mulți dintre ei aveau medalii, câte 3 medalii primite de președinții țării în piept și acum vor să le dea înapoi la pensie. Dar asta e altă poveste. Cred că e real. Credeți că e real? Da. Ok, mulțumesc. Dar fără, odată ce nu am surse directe, nu pot să spun. Tot pe fondul unor audiții la ochiul și timpanul. Nu al mele, ci altora. Domnul Gelu Voican Voiculescu vrea să intre să lămurească povestea cu Iulian Vlad. Haideți să reluați dumneavoastră ce ați povestit acel moment și după aceea o să facem legătura directă cu... Da. Domnul Gelu Voican. Mai să le rom, spuneți dumneavoastră ce ați povestit, momentul. Nu, n-am scos momentul. Spuneți-ne dumneavoastră din nou. Păi eu am spus foarte clar despre ce e vorba. Nu era domnul Vlad legat de domnul Gelu Voican Voiculescu, ci am spus într-un alt context. Și anume că va trebui odată lămurit ceea ce domnia sa n-a vrut să lămurească, deși de vreo două ori am intervenit eu ca să facă o declarație publică. Cu ce s-a întâmplat cu avionul care a venit pe data de 17 decembrie la București, cu oamenii aceia care fusese trimiși de domnia sa la Moscova, au stat două zile. Adică la domnul Iulian Vlad a trimis câți erau în avion? Nu știu exact câți erau, dar nu 17. Cineva a înțeles 17. Da, era 17 decembrie, dar... Era 17 decembrie când aveai. Erau puteți mai mult să de 20. Puteți să spuneți câteva nume?
Nu. Pentru că nu mi-aparține mie ca acțiune și pentru că acțiunea respectivă, eu în contextul în care am vorbit, am spus foarte clar, nu era o acțiune, eu nu apreciez ca fiind o acțiune trădătoare sau greșită. El sau cineva, și cred că chiar domnia sa, e vorba de domnul Vlad, ar fi trebuit să știe care este situația reală a României în jocul serviciilor, da. Iar cele care la data aceea dispuneau de România și puteau să dea orice ordine în România erau cele sovietice. Îl avem în legătură directă cu noi pe domnul Gelu Voican Voiculescu. Bună seara! Sărut mâna doamna Anca Alexandrescu și bună seara la toți invitații dumneavoastră. Aștept precizările dumneavoastră sau ce doriți să corectați sau să completați în plus față de ce s-a spus aici vis-a-vis de afirmațiile doamna, domnului Talpeș. Eu am discutat cu doamna Cristina Dragnea legat de anunțul de azi dimineață că în emisiunea asta domnul Talpeș va vorbi de rolul lui Iulian Vlad în Revoluție. Printre altele, da. A mai vorbit domnul Talpeș la noi în emisiune despre asta. Nu. În situația asta, întrucât eu am participat la Revoluție începând din 21-22 decembrie și nu am fost selectat, cum m-a insinuat dânsul, cu care nu sunt într-o relație de inimicitie, să precizăm asta. Și dânsul poate să vă confirme. Nu suntem în niciun fel de relație, ne cunoaștem. Așadar, eu nu am fost selectat pe elemente de recuzită, că eram în cachi sau că am mormăit în nu știu ce împrejurare, că eu nu știu la ce discuție cu cei care afirmau că aparțin de diverse ambasade. Eu nu aveam legături cu nicio ambasadă și nu aveam de ce să mormăi. Eu am intrat în viața publică prin rolul pe care l-am jucat la Revoluție, care este bine cunoscut și pe care nu poate să mi-l conteste nimeni. Întrucât, din 22 decembrie până la 31 decembrie, când a fost arestat Iulian Vlad, m-am aflat la MAPN, la Ministerul Apărării, unde era și Iulian Vlad, și drept pentru care știu exact ce s-a întâmplat în zilele acelea care au condus la arestarea dânsului. Domnul Talpeș era atunci major la editura militară, redactor șef. Nu știu în ce măsură se ar fi deținut dânsul informații despre participarea lui Iulian Vlad la Revoluție, așa cum ați anunțat dumneavoastră, și de aceea am ținut să intervin. Vă rog să faceți precizările pe care doriți să le faceți, apropo de acest moment. Doamne, Iulian Vlad a jucat un rol esențial. Nu stăm acum să facem o istorie a lui Iulian Vlad, care a ajuns șeful DSS-ului, Departamentul Securității Statului, abia în octombrie 87. Până atunci, având o carieră de ofițer de securitate, numai în domeniul direcției personal și învățământ. N-a fost un ofițer operativ de securitate care să aibă o activitate propriu-zisă de securitist, ci a fost mai mult un funcționar în cadrul securității. E drept că a ajuns odată ministru adjunct, iar în 87, ministrul secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șeful DSS. Prin faptul că Iulian Vlad a ordonat din 18 decembrie ca toți ofițerii de securitate să depună armamentul la rastel, să nu aibă muniție asupra lor și să nu participe la acțiuni represive, să nu tragă în populație, ci să se limiteze doar la acțiuni informative, să fie prezent și să transmită informații, nu să se implice în represiune, așa cum le-a ordonat
Ceaușescu, pentru că, în mod firesc, trupele de securitate erau destinate să restabilească ordinea de stat. Armata era destinată să lupte cu un inamic exterior, dar trupele de securitate erau pentru menținerea ordinii. Domnule Gelu Boica, mai crescu, vreau să vă întreb ceva, iertați-mă că vă întrerup. Domnul Talbeș, înainte să intrați noastră în legătură directă, a vorbit despre avionul care a plecat în 17 decembrie la Moscova. S-a întors pe 17 decembrie de la Moscova. Știți ceva despre acest moment și despre motivul pentru care Iulian Vlad ar fi trimis aceste personaje la Moscova? Eu refuz să cred din informațiile mele că Iulian Vlad a avut această inițiativă. Dar ce misiune au avut aceste personaje care au plecat la Moscova? Nu știu să vă spun. Pot să vă precizez că Iulian Vlad era preocupat atunci, în primul rând, să își mențină propria poziție și mai ales să salveze și corpul de ofițer de securitate pe care l-a condus. Și din acest punct de vedere, el l-a trădat pe Ceaușescu neimplicându-se în represiune, adică net ordonând să se tragă în populație. Însuși Brucan, care a avut o mare inimicitie cu Iulian Vlad, a determinat până la urmă arestarea lui, îi recunoștea acest merit. Deci, din punctul ăsta de vedere, Iulian Vlad în epoca aia căuta să salveze ce se mai putea salva și să se pună bine cu noi, cum putea spune pe scurt. Și a reușit, fiind prezent acolo. Acum, ce planuri avea Iulian Vlad? Nu putem ști. Înainte de arestare, Iulian Vlad a promis că va oferi o listă exactă și cine sunt teroriștii. N-a mai apucat. A fost arestat. Dar, la 2 februarie, a oferit un raport de 10 pagini, scris foarte caligrafic, în care arăta că teroriștii au aparținut securității. Direcția 5-a, comandamentului trupelor de securitate și, într-o oarecare măsură, USLEI. Da. Trebuie să iau pauză de publicitate, domnule Gelu Voican Voiculescu. Ne întoarcem după pauză imediat. Am să rog și pe domnul Talpeș să facă precizările necesare. Luăm pauză și ne întoarcem. Ia cei mai buni de la cei mai buni. Joacă sloturile tale favorite. Când vrei, unde vrei. Câștigă. Ia-ți banii. Descarcă aplicația acum și o să obții maxim de la Unibet. Unibet, de la jucători pentru jucători. Hai, bunii, treci dincolo, că vrem și noi puțin intimitate. Mai bine treci tu pe maxbet.ro, unde poți câștiga un apartament care să-ți ofere mai multă intimitate. Nu lăsa norocul să scape printre degete. Maxbet.ro, casino online. Problemele digestive îți strică mesele în familie? Vino la Dona pentru tine și cei dragi. Îți înțelegem nevoile și suntem lângă tine de fiecare dată. Acum ai Digex Forte, soluția perfectă pentru digestie ușoară cu 20% reducere. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cu Dona ai mereu grijă de familia ta. Da, Dona! Mamă, Vlăduț, știai că are 922 de ani castelul ăsta? Maică mea e mai bătrână. Și e și bântuit. E, ce mi-o să fie, ce-mi sunt o mie? Uite, Vlăduț, o coroană. Pe, la noul meu joc ai 9 coroane dintr-un foc. Coroana asta nici nu e așa strălucitoare. Fă turul jocurilor EGT pentru câștiguri formidabile. Numai la Vlad Casino. Șmecherie pe vampirie. Uite, de asta nu mai stai eu la castel. We've totally revolutionized. Yes! Yes!
Nu toate suplimentele alimentare pentru ficat sunt create la fel. Un studiu medical de amploare desfășurat în România a demonstrat o reducere semnificativă a trigliceridelor și transaminazelor. Cumpără acum o cutie Steabloc și primești una cadou în rețeaua farmaciilor Catena. La Penny întotdeauna vei găsi ceva care îți va aduce o mare bucurie. Cum ar fi produse de calitate la prețuri bune. Săptămâna asta la Penny găsești Jacobs Krönung, cafea măcinată 500 de grame la 14,99 lei și pere la numai 5,69 lei kilogramul. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Dimineața lasă totul deoparte și ia micul dejun în tihnă, cu telemeaua napolact cu gust domol, făcută cu lapte din inima Ardealului. Acum ai porția ideală pentru o masă. Napolact, așa cum se cuvine. De 30 de ani suntem ghidați de o singură pasiune. Să ducem poveștile mai departe. Poate că vremurile s-au schimbat, dar nu și încrederea noastră în visurile românilor. De 30 de ani, Asirom duce mai departe poveștile de succes ale fiecărei generații. În natură există o energie care face ca totul să revină la viață din nou și din nou. Cu 100% ingrediente active, naturale și eficacitate dovedită științific, LIV 52 captează această energie, oferind vitalitate întregului organism și protecție celulelor hepatice. LIV 52. Protecție pentru ficat. Vitalitate pentru organism. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cumperi și te gândești să ai grijă acum pentru mai târziu? Gândim la fel. Acum la Mega Ai. Periuță de dinți electrică pentru copii, Oral-B, la doar 91,89 lei. În plus, ai și 5% extra reducere doar cu cardul Connect. Mega Image. Gândește Mega. La Romstal cumperi cât ai zice click. Ia-ți orice aparat de aer condiționat Romstal Habitat Wi-Fi Ready și primești gratuit modulul Wi-Fi compatibil. Soluții moderne pentru probleme moderne. La Romstal. Universul instalațiilor. De ce este robotul aspirator Rowenta imbatabil? E oare tehnologia sa 4-in-1? Nu doar asta! În primul rând, este cel mai subțire din clasa sa. Înălțimea de numai 6 cm îl face extrem de eficient. Noul robot aspirator Explorer. Rowenta. Viața e prea scurtă să nu te bucuri de toate culorile ei. Vezi lumea cu alți ochi. Claritate totală în mijlocul haosului. Focalizare perfectă pentru ce te face să zâmbești. Detalii de neratat pentru momente de ținut minte și forme care îți înrămează povestea. Descoperă viața așa cum n-ai mai văzut-o cu OptiBlue. Și Media Galaxy este Black Friday de vară. Ia-ți acum televizor LED Smart LG Ultra HD 4K 108 cm la 1499,90 lei și televizor OLED Smart LG UHD 4K 164 cm la 7299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Când mergi la salon pentru o schimbare, chiar pentru ceva mic, foarte mic, cât o unghie, alege să plătești cu Visa. Poți să câștigi 1000 de euro pe săptămână sau marele premiu de 10.000 de euro. Indiferent cum alegi să plătești, cu Visa e rapid și sigur și nu ai comisioane ascunse. Visa. Oriunde vrei să fii. Da, m-am reîntors în platou la, ne-am reîntors în platou la culisele statului paralel. Foarte interesantă discuție aici, domnule Talpeș. Înainte să ne întoarcem la ce vorbeam înainte de pauza publicitară despre Iulian Vlad și 89, vreau neapărat să vă întreb ceva, pentru că altfel se termină timpul emisiunii și nu reușim. Sorin Roșca-Stănescu, într-una din postările sale, după interviul pe care l-am realizat cu dumneavoastră, a vorbit despre faptul că dumneavoastră ați avut o relație interesantă cu masoneria, ca să fiu elegantă, și că ați fost ars între coloane. Pentru cunoscători, acest lucru e ușor de explicat, n-are sens acum să reluăm. Alecu poate explica mai bine, dar vreau să...
Românește, dat afară. Dat afară, exact. Da, deci ars din... între coloane. Ce, ce relație ați avut cu masoneria română și adevărat ați fost ars între coloane? Doamne, acum am auzit și eu ce înseamnă asta. Dar mă rog, să spunem că totuși am mai multă educație decât s-ar părea la prima vedere. Deci, atunci când s-a reconstituit masoneria în România, eu am fost într-adevăr implicat. Am fost chiar angajat, pentru că România s-a aflat în același timp într-o situație dificilă. Ne aflam între cei care veneau din Franța cu Marele Orient și între cei care veneau pe filiera italiană, pe loja, pe asta, ritul scoțian. Problema pentru o decizie în România era reconstitui Marele Orient sau mers pe această chestiune care îți făcea deschiderea la Washington. Pentru că eu vreau să vă spun, îmi pare rău că suntem atât de puțin informați despre ce e vorba. În lumea aceasta, în funcții și în posturi extraordinar de mari decidente, se află foarte mulți masoni. Ori ca tu care veneai acum și încercai să-ți găsești și tu un loc în noua lume care fusese decisă pe străzile României, nu? Trebuia să-ți găsești un loc și între cei care decideau. Și atunci am convins în jurul meu ca această întrunire de reconstituire a lojii românești să se facă chiar la CCA, deci Casa Centrală a Armatei. Vreau să vă spun că ministrul apărării de la data aceea, pe care îl convinsese, când a văzut ce a ieșit, a plecat din București. Cine era? Mai nu contează. Vă puteți uita și afla. Deci nu contează, pentru că a fost un om care probabil atunci m-a înjurat și zi și noapte de ce m-a ascultat pe mine să fac asta. Dar în fine, s-a reconstituit, nu înseamnă că s-a făcut și pace între cele două curente. Nici astăzi nu există pace, deși eu am participat de două ori la angajamente le refăcute între cele două pentru... Între Portuți. Cele două pe care le-ați amintit, între da. Filiera franceză și cea italiană, s-a da. Făcut pace în 1997. Da, s-a făcut pace care a continuat apoi cu revenirea. Cine e ăla care îi conduce, cine e ăla, s-a cedat de la unii la alții, nu mai trebuie să amintim. Deci ce să înțeleg, că masoneria luptă română pentru este, pace tot, și acum. Este tot o opera a serviciilor secrete? Categoric, masoneria are relații cu servicii secrete, are Am oameni înțeles. Din servicii secrete. Aleg. Știu ce zice, trebuie să... Păi nu știu, seara. E un subiect... Andrei, domnul Iacob. Ce zice, zice deci bine. Nimeni nu știe nimic, zice nu? Corect. Nu aduc aminte. Hai, la masa asta nu știe nimeni nimic ce zice. A creat, mă rog, Marea Loge, a recreat Marea Loge în România. Nu, a ajutat la... Nu, a ajutat. Cu personajul ăsta n-am ce discuta. Iar anunță că eu am recreat-o. Păi stai, domnule, ăștia cu adevărat mă ard între coloane. Dacă află că eu am făcut asta. Păi a spus că ați participat la preoane. N-am participat. Nu, în 1990, toată lumea a sprijinit să se refacă. Bine, mai puțin... Care toată lumea... Vreți să vă dau o listă cu toți care au fost făcut peste noapte, 33 sau asta? Sunt singurul care n-am acceptat. Dar aia e altceva, iarăși. Prin 96 au început să ia... Nu, 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 de atunci, când a venit prima, mă rog. De acolo... Păi, ar putea fi invitat totuși, domnul Iancu. Totuși, primele drumuri ale lui Costel Iancu, așa a zis el, nu da. Știu altcineva. Păi fiecare le-a zice... făcut da. Spre Virgil Măgureanu și de acolo spre Petre Roman și Ion Ilie. Așa este, e real. Astea e au real fost totuși spune. Primele drumuri. E real acest lucru. Deci am mai fost nevoie să o convingeți. Care numai lucruri reale au spus e real acest da. Lucru. Numai că vedeți că lucrurile și acestea stânga, nu? Evoluează până la un punct. Și apoi s-a ajuns ca el să-și dea seama de niște lucruri și să meargă mai departe. Ce înseamnă să meargă mai departe? Păi să meargă mai departe în sensul unor alte relaționări. Pentru că jocul aici? Nu este deloc simplu. Aici, în România? Da. Dar el a făcut de fiecare dată cinstit, având în față interesele României. Despre asta pot să garantez. Eu am fost cu el la Washington, unde am fost primiți la niște, cum să zic eu, nu are sens de vorbit.
Că atunci ar, iar ar fi cineva de domeniul că Talpe și-a zis că masoneria a băgat România în NATO. Nu. Dar ei, ca să vă dau un exemplu până unde merg asemenea influențe, deci ei au reușit prin masoneria din România, prin Costeliancu, ca și asta e extinsă cu masoneria, nu, Costeliancu, ca noi să reușim să achiziționăm niște, o categorie de armament la care nu aveai dreptul din Statele Unite. Am achiziționat armamentul acela ca să fim trecuți pe o listă în care a ajuns la Marele Stat Major al Statelor Unite, ne dădea într-o zonă de prioritate și recomandare. Pe bani? Absolut. Sim. Da, la prețul... Da. Deci... Prețul de raft. Și când te gândești că Costeliancu era doar un muzican. E posibil ca să fi fost și preț de... Câtă putere putea să aibă. Cert este că noi am avut, puțină lume știe asta... N-auzi ce uși deschidea la Washington? Pe asta zic. Și el era, de fapt, un muzican. Vă văd foarte tăcut pe subiectul ăsta, pe toți dintre. Eu nu înțeleg de ce vă... Domnia sa... Domnia sa spune că era un muzician. Domne, ce mă, s-au făcut și bani. Era un muzician cu o mare capacitate de deschidere. Incredibil. Da, tocmai vă întreabă cineva cât a fost paga. Ei, vezi, uite o întrebare legitimă. Dar de, nu are de unde să din punctul ăsta de vedere are dreptate. Nu știu, habar n-am. Niciodată n-am fost de față la șpânci. S-a mai discutat despre... Unul vorbește acum despre tipografia din Moldova. E băiatul ăsta, cum îi zice, istoric, a spus dumneavoastră, e Marius Sopra. Marius Sopra. E istoric. A, eu l-am citat pe Speța, care a ridicat-o. Da, am înțeles. Da. De acolo. Domnule, iarăși îl invoc pe domnul Constantinescu. Domnul Constantinescu știe ce a fost cu tipografia din Moldova. Da, dezvăluirea cine a fost dat... când era la Cotroceni. Așa, cine a dat banii, cum? Și cum da... Pentru că iar ăștia m-au acuzat pe mine că eu am făcut o chestiune din asta cu bani, cu așa ceva. Dar afacerea de armament de care pomeneați cu americanii, da, e legată, să nu fac eu o confuzie, e legată de domnul Verona? Nu. No. Domnul Verona a acționat printr-o relație nu cu seriul. Nu mai vorbiți despre personaje fără să explicați respectatorilor despre ce e vorba, că nu înțeleg că respectatorii. Nu, cu da, seriul. Da. Deci, e vorba de SRI. Da. Adică masoneria românească a făcut lobby pe bani, tot statul român, s-a terminat emisiunea din această seară, chiar când era mai interesant. Nu, dar vreau să vă întreb, puteați altcumva, spuneți-mi pe ea. Să fie corectă informația până la capăt. S-a terminat emisiunea din această seară. Va trebui să mai facem o ediție, pentru că iată, am ajuns la lucruri extrem, extrem de interesante. Uite, putem să facem. E și păcat, pentru că i-am putea clarifica domnului Talpe și foarte multe lucruri. Vreți să facem o emisiune despre masonerie? Da, știți ce vă rog? Vă rog de față, nu după ce plec eu. Categoria. Perfect. Da, am depășit spațiul, îmi pare rău, s-a terminat emisiunea din această coloane, seară. Nu? Ne vedem mâine la ora 18 cu un interviu incendiar. De-abia aștept mâine să vă arăt ce am înregistrat în acest weekend. Se vor cutremura serviciile. Cine vă urmărește și cu ce program vă supraveghează? Mâine veți afla la ora 18 la culisele statului paralel. Vă mulțumesc foarte mult și le mulțumesc și invitațiilor mei. Pe mâine! PSD nu este de acord cu facilitățile create pentru cei care se vaccinează. Dar oare asta este adevărata problemă? Asta este problema, că este încurajată vaccinarea pentru ca populația să ajungă la un grad ridicat de imunitate? Nu cred. Cred că problema este cu totul și cu totul diferită și ea constă în natura pașaportului COVID, care într-adevăr aia creează discriminări. Deci PSD ar trebui să nu fie de acord cu pașaportul COVID sau cu modul în care acest pașaport COVID funcționează în România și este aplicat în teren, adică în cluburi, în săli de fitness, în cinematografe, în săli de teatru, în săli de concerte, în locurile de joacă pentru copii.
Ia cei mai buni de la cei mai buni. Joacă sloturile tale favorite. Când vrei, unde vrei. Câștigă! Ia-ți banii! Descarcă aplicația acum și o să obții maxim de la Unibet. Unibet. De la jucători pentru jucători. Hai, bunii, treci dincolo, că vrem și noi puțin intimitate. Mai bine treci tu pe maxbet.ro, unde poți câștiga un apartament care să-ți ofere mai multă intimitate. Câștigul vine doar la cine joacă. Nu lăsa norocul să-ți scape printre degete. Maxbet.ro, casino online. Vrei să spui stop cărceilor și crampelor musculare? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. În luna mai, anticârcel 50 de comprimate costă doar 15 lei și 40 de bonuți. Prinde ofertele lunii la farmacie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Mamă, Vlătuț, știai că are 922 de ani castelul ăsta? Maică mea e mai bătrână. Și e și bântuit. E, ce mi-o să fie, ce-mi sunt o mie? Uite, Vlătuț, o coroană. Pe, la noul meu joc ai 9 coroane dintr-un foc. Coroana asta nici nu e așa strălucitoare. Fătorul jocurilor EGT pentru câștiguri formi Vladbile. Numai la Vlad Casino. Șmecherie, pe vampirie. Uite, de asta nu mai stai eu la castel. În vremurile astea, porți multe pălării. O faci cu drag, dar nu-i ușor. E chiar obositor. Meriți o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează și poate crește energia la nivel celular. Sargenor. Energie și mult spor. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Sunt Zeița Fortuna și ți dau 1.000.000 de rotiri gratuite. Zeii au dat, tu ai de luat. Învârte-te zilnic de partea ta din milionul Zeiței Fortuna. Aici, la Napolact, în inima Ardealului, facem totul așa cum se cuvine. Aproape că alegem iarba fir cu fir și apa picătură cu picătură, pentru ca văcuțele noastre să ofere cel mai pur lapte. Susținute de Societatea Română de Pediatrie. Napolact Bio. Tot ce e mai pur. Descoperă noua Skoda Octavia, acum în varianta plug-in hibrid. Profită de prețul special 26.354 euro TVA inclus prin programul Remat. Skoda. Simply clever. Există undeva acolo un loc în care loialitatea e întotdeauna răsplătită. De aceea Penny aduce un pluș de aventură prin natură pentru cei mici. Joacă-te cu insectele pufoase și află-le secretele. Strânge punctele bonus și plătește cu 70% mai puțin pentru jucăriile tale preferate. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Hai să fim super! Superbet! Împreună suntem super! Ești mereu obosită? Vino la Dona pentru tine și cei dragi! Îți înțelegem nevoile și suntem lângă tine de fiecare dată! Ai magneziu plus B6, 50 plus 10 comprimate cadou de la Bereș pentru diferite stadii de oboseală. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cu Dona ai mereu grijă de familia ta. Da, Dona! De 30 de ani facem puiul Fragedo exact așa cum trebuie, pentru ca tu să faci ce vrei cu el. Fragedo, crescut cum vrem noi, gătit cum vrei tu. Din inima locului, pregătite cu grijă. Gusturi românești de aici, de colo. Le găsești exclusiv la Mega. Acum ai cotlet de porc la doar 22,49 lei kilogramul și chefir 330 grame la doar 2 lei și 7 bani. Ai și 5% extra reducere doar cu cardul Connect. Mega Image. Ne îngheța coada ăsteia. Ți-am zis de 1000 de ori să rezolvi centrala aia. Unde găsim noi să vină fix azi? Nu vă panicați, prieteni, că am dat eu deja comanda de centrală la Romstal și e gata într-o oră. E blană pisica asta. O pun și eu pe Insta?
Tomo. Asta e tot. Soluții moderne pentru probleme moderne. La Romstal, universul instalațiilor. Și-aș vrea să mă trăim îndoi. Acele tale îmi fac dator. S-o piele-mi schimbă sângele-mi vene. Și-aș vrea să mă trăim îndoi. Hai, lasă care e de bun. Hai, lasă. Faceți mai ce? Da? De unde? Da. De la ce emisiune? De